Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. În această seară, la invitați la emisiune, sunt doamna Mona Muscă, membru marcant al Partidului Național Liberal și mai nou al Alianței Dreptate și Adevăr, sărbătoriți și bine ați venit. Și domnul Călin Popescu Tăriceanu, viitorul premier al României, în cazul în care Alianța va câștiga alegerile de pe 28 noiembrie. Bună seara, bine ați venit, să trăiți. Bună seara. Să trăiți bine. V-am surprins puțin. Să trăiți bine. Cum e România? Entuziastă, dacă pot să încep eu, prin a vă spune că peste tot pe unde am fost, lumea este deosebit de primitoare, deosebit de caldă, cu mult entuziasm. Vin la mitingurile electorale, cum n-am mai văzut din 89 și din 96. Am fost, să vă dau câteva exemple, la Suceava, unde a fost lume și țară, la... chiar ieri, la Slatina. Nu mă întrebă despre iarăși România Alianței. Extraordinar de multă lume. Păi nu e România Alianței. Până la urmă la cei meeting-ul, care... Nu, îmi pare rău. Nici nu cred că, dacă ar fi așa, ar fi extraordinar. Eu nu cred că toată lumea care vine acolo neapărat votează. Nu toată lumea care vine acolo neapărat votează cu Alianța. Dar faptul că există așa de mult interes pentru... oamenii politici pentru campania electorală, pentru programele lor, e lucru de înțeles și mai ales foarte mult entuziasm, ca niciodată. Ceea ce înseamnă că oamenii doresc să participe la viața politică, doresc să aleagă ei, să nu aleagă alții pentru ei. Asta este partea bună. Dacă mă întrebați cum e România în general, v-aș spune că e tristă, oamenii sunt extraordinar de revoltați, sunt foarte săraci, o treime din populația României trăiește în mare sărăcie. Chiar dacă PSD-ul a coborât pragul sărăciei, ca să arate că sunt mai puțin săraci, a coborât pragul sărăciei sub coșul minim de trai, ceea ce este incalificabil. Oamenii sunt nenorociți că n-au locuri de muncă, mai ales tineretul. Cei de vârsta mea sunt necăjiți că le pleacă copiii din țară să muncească în altă parte în loc să le creăm aici condiții de muncă. Cei de vârsta mea și mai în vârstă decât mine sunt disperați pentru că au niște pensii din care mai ușor se poate muri decât se poate supraviețui. Așadar, votați Alianță. Eu v-am întrebat fiindcă e întreagă nebunie. Cred că nu e vorba de noi ce votăm. Noi sigur votăm și eu și domnul Călin Popescu Tăriceanu, categoric votăm Alianța și Traian Băsescu. Eu mă refer la nemulțumirile oamenilor și la nesiguranța în care se simt ei când sunt bolnavi, când vor să apeleze la justiție și nu se simt apărați de justiție, când își trimit copiii la școală și nu simt copiii apărați la școală pentru că școlile nu prezintă siguranță pentru copii din niciun punct de vedere. Drept urmare, e o mare tristețe. Ia spuneți, care e nebunia? E o nebunie generală în presă și mă uitam și pe media, fac și mai departe, tot timpul se anunță caravanele Uniunii, caravanele Alianței, Băsescu și Tăriceanu, Gioană și Năstase s-au întâlnit, au plecat, aveți un program, să pun și întrebarea, aveți un program infernal? Pe de altă parte, cel puțin două localități pe zi și de asta mă întrebam cum este România. Atât dumneavoastră, atât reprezentanții Alianței, cât și reprezentanții Uniunii, luați pulsul României. România, dacă vreți, din punct de vedere politic, când organizați mitinguri, întâlniri cu membri și cu simpatizanții formațiunii, ori ai Uniunii, ori ai Alianței, dar pe de altă parte, până să ajungeți la acele puncte, vă uitați, treceți prin satele din România, prin comunele din România, prin orașele din România, mai vă opriți să beți un suc, mai stați de vorbă cu oamenii. Așa și de asta vă întrebam cum este România. O să vă spună și domnul viitor premier, domnul Călin Popescu Tăriceanu, dar nu pot să nu vă spun că într-o campanie electorală e firesc, e obligația noastră să informăm publicul în legătură cu ce avem noi de gând să facem fiecare dintre noi, cu ce are de gând să facă organizația politică din care facem parte, pentru că oamenii trebuie să aleagă până la urmă în cunoștință de cauză. Și o campanie electorală asta înseamnă informarea corectă a publicului, iar din partea publicului să luăm noi toate informațiile care ne-ar putea folosi la schimbarea programului pe care ni l-am propus. Are Alianța, domnule Tăriceanu, o campanie în stil american? Nu. Dar vreau să vreau să vă lămuresc și în același timp și telespectatorii. Colega mea, Mona, vorbea de mitingul de la Suceava. V-a dat un exemplu. Eram avut la Slatina tot așa peste 15.000 de oameni. Vreau să vă spun ceva. Nici PNL-ul,
nici PD-ul nu sunt partide de masă, cum se pretinde PSD-ul. PNL-ul nu e un partid de elite numai, dar vreau să vă spun ceva, că PNL-ul nu este o copie a Partidului Comunist care se lăuda cu milioane de membri. Noi avem un număr de membri relativ redus. La Suceava, de exemplu, când au fost 15.000 de oameni la miting, era o mică parte membrii PNL, o mică, foarte mică parte. Restul erau oameni veniți din oraș și din județ care vin să ne asculte, să ne vadă, să discutăm cu ei, pentru că discuția nu se face numai noi la microfon, pe, la tribună și ceilalți în piața unde se ține reuniunea. Am stat de vorbă cu foarte multă lume înainte și după. Și după aceea, termenul de comparație este foarte interesant. La o săptămână a venit Adrian Năstase la Suceava. Mitingul PSD Cruce Pur s-a ținut în sala sindicatelor, 800 de oameni, față de 15.000 cât am avut noi. Din ăștia 800, 400 erau funcționarii de la direcțiile descentralizate ale statului și de la prefectură. Asta e diferența între... așa mare? Aș spune, chemarea pe care, o are, pe care o are publicul către unii și către alții. Există o diferență care se vede și în sondaj. Dar ceea ce e mai important este că toți oamenii cu care am discutat, într-o formă sau într-alta, ne spun cam același lucru, același mesaj. Oamenii s-au plictisit de această lungă tranziție care nu mai a sfârșit. Tranziție de la comunism spre capitalism, noi suntem așa într-un post-comunism, și de la economie centralizată planificată la economie de piață. Toate celelalte țări din Europa Centrală au terminat tranziția și navighează într-o direcție sigură care înseamnă democrația autentică și capitalism autentic. La noi încă mai coexistă anumite vechi structuri, din păcate, vechi mentalități într-o prezență foarte importantă, și foarte mult s-au plictisit. Și s-au plictisit și pentru faptul că au avut posibilitatea să circule în acești 14 ani. Cred că o contribuție importantă au românii care în acest moment lucrează în străinătate și care se întorc cu totul și cu totul cu alte mentalități din această lume liberă. Și mesajul este evident unul îndreptat către necesitatea unei schimbări. Pentru că oamenii văd că guvernul vorbește de 4 ani de zile de creștere economică, dar la nivelul puterii de cumpărare, la nivelul veniturilor populației, nu se simte absolut nimic. Văd că în același timp foarte mulți dintre cei care sunt astăzi clienții partidului aflat la putere au profitat din plin și au făcut averi colosale. S-a terminat cu sistemul de valizării băncilor, acum se folosesc fără nicio jenă banii publici dați de guvern, se folosesc și mai nou o altă practică care este din ce în ce mai înfloritoare, banii de la Uniunea Europeană. Vreau să fac o paranteză să vă spun că sunt peste 200 de cazuri în anchetă de deturnări de fonduri europene și lumea lucrurile astea le vede, vede că justiția funcționează prost, vede că nu duc mai bine, vede că au fost mințiți, că au fost amăgiți cu promisiuni. Și, bineînțeles, că și-au pierdut speranța și de aceea cred că este această nevoie de schimbare la nivelul unei părți importante a populației. Vom reveni asupra acestui subiect cu siguranță. Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre Mircea Geoan? Nu vreau să fac un comentariu, pentru că, vedeți, sigur că în mod natural... Este tandem, da, Băsescu, Tăriceanu, Năstase, da. Geoan. Ar fi omologul dumneavoastră în această, doar pe perioada campaniei electorale. Da, ne-am și întâlnit de câteva ori și nu vreau să fac un comentariu despre Geoană, pentru că el ar trebui să fie, să zicem, predominant negativ, însă, vedeți, cred că au făcut o alegere în ceea ce îl privește pe Geoană, în primul rând pentru că nu aveau o altă persoană potrivită. Geoană, ca ministru de externe, în mod natural, are o cotă de încredere foarte bună, pentru că ministrul de externe, care reprezintă relațiile României în străinătate și reprezintă România în străinătate, în general, dacă nu face gafe, este bine perceput la nivelul populației. Dar Geoană vine cu un handicap major în această campanie, care este înfrângerea extrem de usturătoare pe care a suferit-o la București, în fața lui Traian Băsescu, și acest handicap, vă spun că se simte. Iar apoi, în ceea ce privește dezbaterile pe care le-am avut cu Mircea Geoană, eu sunt surprins să văd că este o persoană mult mai puțin consistentă decât mă așteptam în momentul în care abordăm teme de fond, fie că este vorba de probleme sociale, fie că este vorba de probleme economice, chiar și de politică externă, unde m-aș fi așteptat ca să am în față un adversar foarte redutabil. Vreau să vă spun că, din păcate,
fiind în situația să ne vedem de câteva ori, am putut să apreciez lucrurile astea și chiar cu surpriză. Știu din CV-ul lui că este doctorand în economie, dar eu nu am o pregătire universitară în domeniul economiei, sunt, dacă vreți, mai mult un autodidact și totuși n-am avut impresia că stau de vorbă cu cineva care își dă doctorat. Presa însă de mai multe ori a semnalat minusurile pe care le aveți dumneavoastră față de Mircea Geoană. Da, în sfârșit, eu nu știu care sunt minusurile. De exemplu, notorietatea. A, bine, notorietatea, sigur că și noastră chiar ați avut o răbufnire. Ați răspuns presei, stați, fraților, că sunt la început de drum când ați fost anunțat. Nu atât, dar Mircea Geoană ca ministru de externe, sigur că a fost mediatizat, dar Mircea Geoană, vreau să vă spun că dacă e vorba de minusuri, atunci haideți să punem punctul pe ei. Pe lângă cariera politică absolut aiuritoare, din dreapta în stânga și niciodată pe o linie dreaptă, să nu uităm că Mircea Geoană a fost ambasadorul României în perioada în care a funcționat coaliția CDR între 97 și 2000. Este autorul celebrei scrisori de mulțumiri adresate lui Constantinescu, în care îl făcea varză pe Iliescu. A trecut după aceea în barca PSD-ului. În al doilea rând, și aici cred că este problema cea mai importantă, Mircea Geoană nu are o poziție politică puternică în PSD. El, înainte de alegerile locale, a fost numit președinte executiv al Organizației București, înainte de alegerile locale. Imediat după alegeri, colegii lui au avut amabilitatea și, ca urmare a rezultatului prost pe care l-a scos, l-au dat afară, nici măcar nu era prezent la ședință, era plecat în străinătate. Acum el a fost desemnat premier. Eu îl văd greu pe Mircea Geoană stând între baronii PSD-ului, între Mitra și Popescu, între Hrebenciuc și Michi Șpagă, ca prim-ministru și punându-i la treabă, când ăștia, fiecare din ei, au o zonă importantă din partid pe care o controlează, el neavând pe nimeni care să-l susțină. Deci el nu este un premier viabil întotdeauna. Adrian Năstase, da. Adrian Năstase îl susține, în sensul că îl susține. Adrian Năstase nu mai poate să-l susține când va fi la Cotroceni, dacă câștigă alegerile. Vreau să vă spun că în toate democrațiile parlamentare, premierul este președintele partidului care câștigă alegerile. Deci el trebuie să fie o autoritate cunoscută și recunoscută, în primul rând, în partid și după aceea în rândul opiniei publice, ceea ce cu Geoană, din păcate, nu este caz. Mai am două întrebări punctuale și după care vom reveni la acest subiect. Da, îmi dați voie numai puțin să... Mai am două întrebări, vă rog. Pentru Mircea Geoană, da? Eu cred că un om politic, pentru a face treabă bună în activitatea lui politică, care o fi ea și în orice direcție ar fi, trebuie să aibă o capacitate personală de apreciere a posibilităților lui în raport cu ceea ce ar trebui să facă. Mircea Geoană a fost un ambasador destul de bun, eu l-am cunoscut la Washington, drept urmare am numai vorbe bune despre activitatea lui ca ambasador, lăsând la o parte scrisorile când pe stânga, când pe dreapta, dar în momentul în care el n-a fost capabil să aprecieze capacitățile lui în raport cu o candidatură foarte importantă, cum este aceea de primar al Bucureștiului, dați-mi voie să vă spun că în situația asta e un om în care am mai puțină încredere decât înainte, pentru că dacă nu te poți tu aprecia pe tine și posibilitățile tale, mi-e tare greu să cred că vei putea aprecia necesitățile altora și posibilitățile tale de a veni în întâmpinarea lor, cum e normal la orice om politic. Ori, el s-a dus și a pierdut la diferență la primărie foarte mare. Fără să se gândească sau fără să poată aprecia dacă este capabil sau nu de acest lucru. Mai mult, vorbeați de susținerea lui Adrian Năstase. V-am întrebat. Da, eu mă îndoiesc că el are susținerea lui Adrian Năstase, pentru că cel care l-a împins să facă acest lucru este Adrian Năstase. Și atunci spun, ori și Adrian Năstase, ca și domnul Geoană, nu au capacitatea de a măsura bine lucrurile și de a ști de ce sunt în stare unii și alții, ori domnul Adrian Năstase știa foarte bine în ce aruncă, în ce luptă perdantă îl aruncă pe domnul Geoană și atunci dați-mi voie să cred că nu îl susține deloc. Bine, dar mai multe articole, domnul Tăricianu, s-ar putea spune și altceva, și anume că... Discutăm mult despre domnul Geoană, vă rog, eu am multe întrebări punctuale. Ultima idee, după eșecul de la București, în care Geoană demonstrează că nu e în măsură să-i convingă pe cei 2,5 milioane de bucureșteni,
cum îți imaginezi că e în măsură să convingă 22 de milioane de români? A, nu, nu, nici nu cred că va fi primul ministru. Vă înțelegeți, aici vă înțelegeți. Cu siguranță fii că sunteți membrii aceleiași partide, nu, aceleași alianțe. Nu, dar răspundeți-mi mie la întrebarea asta. Vi se pare normal după ce candidez la, la primăria Bucureștiului? Da, categoric. Nu știu doar să pun întrebări, nu știu să răspund pe cuvânt. Nu, să dar de ce nu? Spuneți-mi, vă rog, ați spus despre dumneavoastră și v-aș propune să lămurim două aspecte, fiindcă au apărut, tot apărut în presă și din punctul de vedere ar fi bine să le lămurim. Domnul Gean, vorbesc despre dumneavoastră ca fiind domnul adios slujbe. Că 253 de, de mii de oameni și-au pierdut slujbele în timpul guvernării CDR, când noastră erați ministrul economiei. Da, eu am fost ministrul industriei și comerțului o perioadă, dar ce se întâmplă? Domnul Gioană, unii îl numesc Adio București, domnul Adio București, da, și Adio Guvern. Acum, știți, fiecare, dacă îi place limbajul ăsta, nu mi-e greu să replic. Mie nu-mi place să cobor la nivelul ăsta, pentru că eu mi-am imaginat că un contracandidat al meu pentru funcția de prim-ministru, care este ministru de externe în funcție, are o anumită educație și încearcă să arate publicului că funcția la care aspiră îl obligă la un minim comportament de decență. Bun, revenind acum la subiectul în sine. În perioada în care am fost ministru, a trebuit să iau pe cont propriu o acțiune care nu e deloc simplă, și anume restructurarea unei părți importante din economia românească, domeniul energetic și ceea ce să zicem ține de partea industrială. De ce spun că a trebuit să iau această acțiune pe cont propriu? Pentru că România, timp de 6 ani condusă de actualul partid de guvernământ, a bătut pasul pe loc, mai ales este cunoscută perioada 92-96, când a fost condusă de guvernul Văcăroiu și când România a stagnat. De ce era necesară o restructurare? Pentru că noi plecam cu un bagaj industrial, cu o moștenire industrială caracteristică perioadei comuniste, cu mari combinate industriale care nu mai sunt viabile într-o economie de piață autentică, cum vrem să dezvoltăm. Prin urmare, această măsură de restructurare este o măsură naturală care s-a petrecut în toate țările aflate în tranziție, toate țările foste comuniste. Mai mult de atât, vreau să vă spun că măsurile de restructurare, acompaniate de disponibilizări importante, au continuat și după anul 2000, făcute de actualul guvern, și aici sunt o serie de ordonanțe de urgență prin care actualul guvern a făcut disponibilizări. Vă dau exemple, la Sidex, în industria de apărare, la Romtelecom, la căile ferate, și ele continuă inclusiv prin memorandumul semnat cu Fondul Monetar Internațional pe anul 2004, într-un ritm care să permită economiei românești să scape de acest balast și să poată să devină competitivă, mai ales în condițiile în care, știți bine, România urmează să adere la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Prin urmare, aceste măsuri se impuneau din punctul dumneavoastră. Aceste măsuri, nu numai din punctul meu de vedere, se impuneau a fi luate de orice guvern. Proba este că eu le-am luat și nu mă feresc să spun că da, le-am luat și au fost corecte, și vă dau un simplu exemplu. În industria mineritului, unde efectivele au fost reduse la jumătate, productivitatea a crescut cu 10%, cer scuze, producția a crescut cu 10% față de perioada anterioară disponibilizărilor, practic productivitatea mai mult decât a crescut mai mult decât dublu, a crescut cu 214%. Iar cheltuielile cu subvențiile s-au redus cu $1 miliard anual. Acesta a fost rezultatul practic al disponibilizării. Sigur, dacă discutăm aspectul social, este altceva. Dar vreau să vă spun că nu există o rețetă magică și că nu se pot absorbi toți acești oameni. De aceea s-a trecut la sistemul de plăți compensatorii. Când am făcut eu disponibilizări, plățile compensatorii erau pentru 3-6 luni. PSD-ul a ajuns la plăți compensatorii pentru 36 de luni, echivalentul a 3 ani. Ca să forțeze acest proces. Și vreau să vă spun că există o diferență fundamentală de comportament politic, moral, între noi și PSD. Cu alte cuvinte, PSD-ul își face permanent capital politic din critica acestor măsuri, pe care eu le-am întreprins și nu numai eu, în perioada 97-2000. Începând din 2001, de când ei sunt la guvernare, niciodată opoziția nu a făcut nici cea mai mică critică relativă la programul de restructurare. De ce? Pentru că este obligatoriu, e necesar, dacă vrei să faci o întreprindere
competitivă, trebuie să reduci costurile și unul din cele mai importante capitole de costuri este în continuare forța de muncă, pentru că multe din aceste întreprinderi sunt suprapopulate, supradimensionate cu salariați și ele din acest motiv nu pot să ajungă să stea pe linia de plus. Și ultima întrebare care vizează trecutul și care se referă strict la județul nostru, PSD, mai ales PSD-ul, în ceea ce o privește, spune domnul Tăriceanu era ministrul economiei și în momentul în care industriei și comerțului în 97, în momentul în care domnul Ciorbea a apărut cu celebra lista de 17 societăți comerciale care le-ați închis, 4, 3 fiind în Prahova. Este vorba despre Vega, Lukoil și Romfos Fochim. Și spun că dumneavoastră sunteți autorul murat, fiindcă erați ministrul comerțului. Cum ați comenta? Dânsii spun, asta ca să le lămuriți până la capăt, fiindcă problema care circulă în Prahova, că 10.000 de oameni au rămas fără locuri de muncă și că erau profitabile. Fiindcă, iată, la ora actuală, toate cele trei societăți sunt profitabile. La ora actuală, cele trei societăți au devenit profitabile după ce au fost privatizate. La vremea respectivă nu erau privatizate. Erau societăți cu capital integral de stat. Și cei care umblă cu povești de genul ăsta, am să le spun un lucru simplu de tot și foarte clar. Într-o economie de piață, întreprinderea nu are vocație de centru de protecție socială. Întreprinderea este un centru în care se face profit. Dacă nu se face profit și ajunge să aibă pierderi foarte mari, la un moment dat, întreprinderea se închide. Întreprinderea se închide, activele, cu alte cuvinte, halele, echipamentele, se scot la licitație, vine altcineva care cumpără, să zicem, tot sau cumpără o bucată și o pune în funcțiune și locurile de muncă respective revin în circuitul economic. Întreprinderea reintră în circuitul economic. Există două variante. Și nu privatizarea celor trei. Păi, sigur că dacă ea este... Vreau să vă spun că închiderea poate să fie și pentru o întreprindere de stat și pentru una privată. Fenomenul falimentului nu este specific numai întreprinderilor de stat. Să știți că și întreprinderile private dau faliment, se închid și după aia, dacă au șansă, anumite active pot să reintre în circuit. Există două abordări. Există două abordări aici. Fie o întreprindere în momentul în care intră în dificultăți, încep să face o mișcare de restructurare și de reorganizare internă ca să o salvezi. Și atunci, din totalul numărilor de posturi de lucru, mai salvezi ceva. Sau dacă nu faci nimic, stai cu mâinile încrucișate, cum a făcut guvernul Văcăroiu, o duci într-un așa hal de datorii că nu mai poți să faci nimic cu ea. Și atunci pierzi toate locurile de muncă. Deci, de foarte multe ori, cum s-a întâmplat, v-am dat exemplu mineritului și nu numai al mineritului, vă pot da și alte exemple. Uitați una din întreprinderile unde s-a făcut o minimă restructurare care a pregătit întreprinderea spre privatizare. Mă refer la Dacia Pitești, întreprinderea de automobile, care a fost după aceea preluată de partenerii de la Renault și care au făcut, iată astăzi, întreprinderea a devenit, să zicem, un port drapel al economiei românești. La întreprinderea a fost restructurată. Efectivele s-au redus cu aproximativ 10.000 de salariați pentru că cei de la Renault nu veneau să facă protecție socială în locul statului român și au preluat întreprinderea cu un număr mai mic de efective, au pus-o pe roate și au dat drumul înainte. Nu, prahovenii 97 au spus de ce nu au privatizat și au ales să închidă, dacă vă amintiți, au fost aici mișcări. Știți de protest. Ce se întâmplă? De asta v-am întrebat. Întrebarea este foarte bună, dar vreau să vă spun ceva, că privatizarea, ca să o faci, trebuie să vină cineva să o cumpere. Dacă n-ai un cumpărător, ce faci atunci? Nu, nici măcar nu era ofertată Vega sau... Nu, erau toate ofertate, că exista... Nu, exista o structură care și astăzi există, mă rog, continuarea. Exista fondul proprietății de stat, toate întreprinderile erau scoase la privatizare. Dar să știți un lucru, că o fată urâtă ca să o măriți, nu e chiar așa de simplu. Dai anunț și vin imediat pețitorii. Vin întâi la alea mai frumoase, la alea care au zestre, nu știu ce, la alea care sunt urâte, strâmbe și care au și pierderi, nu vine. Deci, o întreprindere ca să o poți privatiza nu este chiar o operațiune de așa de bate din degete și vine imediat investitorul. Și atunci, din păcate, au fost o serie de întreprinderi care au trebuit nu închise, ci au trebuit introduse în lichidare. Lichidarea înseamnă ce? Că există un judecător sindic care se ocupă de întreprinderea respectivă, care are în mână toate activele întreprinderii și care încearcă să le vândă, cu alte cuvinte, încearcă să găsească clienți, nu pentru toată întreprinderea, care nu se poate vinde ca atare, dintr-o bucată, ci să vândă anumite bucățele din ea,
așa cum v-am spus, ele încep să reintre în circuitul economic și generează din nou locuri de muncă. Domnul Cerbe aici, la procesul verbal, spunea, domnule, au mai fost și erori în acele 17. Nu, domnule, n-a fost nicio eroare, domnule. Nu era nicio eroare, că vreau să înțelegeți foarte clar. Domnul Ciorbea se pricepe la economie ca gâsca la cimpoi. Habar nu are de economie și ăsta a fost unul din motivele pentru care a fost, din păcate, numit prim-ministru și a fost un prim-ministru slab. Pentru că trebuia făcută în acea perioadă în care către România veneau investitori, exista o încredere fantastică, trebuia accelerat procesul de privatizare, nu să-l câcâie cum l-a făcut el, trebuiau făcute restructurări importante care ar fi dus întreprinderile românești într-o fază de atractivitate mult mai mare. Nu au fost erori. Exista o listă imensă de întreprinderi care produceau pierderi. Deci aceste întreprinderi produceau, el făcea, de exemplu, un pix, dar pixul ăsta îl vindea cu 10 lei și îl costa 15 lei. Asta este, din păcate, tragedia unei părți importante a economiei, pentru că, repet, aceasta a fost moștenirea din perioada comunistă. Acum economia a început să se... Au fost, să știți că au fost în toată țara foarte multe, de exemplu, Petromidia era cea mai mare societate cu pierderi din economia românească. Iată că... Cu potențial. Dar cu... Mona, dragă, toate au potențial. La Petromidia, unde lucrau 15.000 de oameni, astăzi știți cât mai lucrează la Petromidia? Nu știu dacă mai sunt 2000 de angajați, dar întreprinderea a ajuns să facă profit acum și să devină cea mai mare întreprindere privată românească din domeniul petrolului. Vă rog să vă spun ceva care cred că pentru cei care nu sunt de specialitate, o să le spun mai clar care este situația în România. Eu sunt parlamentar de Cara Severin. În Cara Severin este Moldova Nouă. Aveți venit de București acum. Da. Voi fi, dar deocamdată sunt de Cara Severin de 8 ani de zile și rămân în continuare parlamentar de Cara Severin fără portofoliu. Cum am angajat acolo jurist, o să mă duc o dată la o lună jumate, nu săptămânal ca până acum, dar nu despre asta e vorba. În Cara Severin există Moldova Nouă, care este o zonă monoindustrială. Acolo e o singură fabrică de cupru, fabrică mină, mă scuzați, o singură mină de cupru, exploatare de cupru. Ei bine, acolo fiecare, să spunem, tonă de cupru care se scoate, costurile de producție sunt de 3 ori mai mari decât costurile, decât prețul de vânzare. În situația aceasta, la fiecare lună, să zicem, se adaugă noi pierderi. Pentru mine, ca parlamentar de Cara Severin, care vreau să apăr interesele celor de acolo, nu mă interesează ca această exploatare să nu se închidă. Eu vreau altceva. Vreau o alternativă pentru oamenii de acolo. Să aibă să lucreze în altă parte cu profit și pentru ei și pentru întreprinderile respective și pentru zona. Nu, acolo nici cu privatizarea nu rezolv. V-aș da un exemplu, sunt Nicolae Mare, care are un primar liberal. Ei bine, acel primar și-a pus în gând, primar mai dinainte, nu de acum, și-a pus în gând să facă în așa fel încât 40% șomaj care era în Nicolae Mare să fie redus la zero. Și o să vă mirați, dar în 4 ani a reușit. A oferit așa condiții bune investitorilor acolo, încât toți au venit. După care bănesc că și alerga, nu aștepta. Sigur să că da, bineînțeles, a și alergat și le-a oferit toate posibilitățile de parteneriat cu administrația publică locală. La ora actuală, Nicolae Mare are șomajul zero, iar oameni din Timișoara și din Arad fug zilnic, fac naveta la Sân Nicolae Mare ca să câștige mai bine decât în Arad sau în Timișoara. Deci se poate. Asta am înțeles. Haideți acum să revenim la v-am provocat și, vă, o și singură, rămânem... O singură remarcă în legătură cu întreprinderile și cu ideea, domnule, de ce anumite întreprinderi trebuie închise și nu se pot privatiza sau nu că nu se pot și nu s-au privatizat. Vreau să fiu foarte clar. În esență, orice întreprindere, sigur că trebuie privatizată pentru că rolul statului nu este să conducă întreprinderile economice. Statul se dovedește un gestionar catastrofal. Peste tot unde e statul proprietar, la întreprinderi comerciale se pierd bani. Problema este că nu toți investitorii sunt dispuși. Din contră, aproape nimeni, niciunul nu este dispus să preia și problema economică a întreprinderii și problema socială. Cu alte cuvinte, problema economică a întreprinderii este că face pierdere. Zice, domnule, ți-o dau ție să... Uite, ce să fac, domnule, cu o întreprindere care fac pierdere? De ce să o cumpăr eu, nu? Nu e interesant. Și pe lângă asta, dumneata mai împui în brațe și un efectiv important de salariați care o să vină să bată la poarta mea și o să spună, domnule, alo, eu muncesc salariu. Păi, dar știi că marfa pe care o produci nu poți să o vând. Deci, vreau să rețineți.
procesul acesta de trecere de la o economie, de la un tip de economie la altul, nu e o chestie simplă și care bătem din palme și s-a făcut. Toate țările din centrul Europei au trebuit să treacă prin același proces. Nu existau cozi de investitori care să stea să vină să spună în România sunt cei mai deștepți, cei mai buni, cei mai frumoși, cele mai profitabile întreprinderi și le luăm pastea întâi. Eram în concurență cu ceilalți. Acolo unde au fost condiții mai bune, mai atractive, s-au dus mai întâi. În România nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Cehia, Ungaria, Polonia. Vă rog, domnule Tăricianu, în cazul care sunteți de acord și aveți timp, să stăm de vorbă o dată într-o emisiune exclusiv pe această temă și eu acum nu v-am spus înainte și veniți, dacă e să vorbim și despre cele trei întreprinderi, v-am spus că v-am pus întrebarea punctual, celor trei v-am pus întrebarea punctual, fiindcă acestea trei ne-au afectat pe noi, ne-au afectat în mod direct. Că, într-adevăr, și la Petromidia acolo au existat probleme, dar nu au influențat Prahova în mod direct. Nu pe prahoveni în mod direct. Nu, patriotism. Știți ceva. Eu vă înțeleg patriotismul local, dar procesul acesta de restructurare industrială n-a afectat numai Prahova, a afectat toate județele, și Bucureștiul, și Clujul, da, și Iașiul. 3 din 17 au fost în Prahova, de asta v-am întrebat. N-are importanță, putea să fie una sau putea să nu fie niciuna. Vom zdrobi pur și simplu sistemul actual profund corupt. A declarat candidatul la președinția Alianței, domnul Traian Băsescu, și aș propune cu argumente plauzibile și concrete să ne spuneți cum veți zdrobi pur și simplu, mă rog, simplu mai mult, sistemul actual profund corupt. Păi care uitați, sunt mecanismele? Așa? Uitați, mă rog. Care sunt mecanismele. Împreună, în primul rând, lupta împotriva corupției nu presupune un cavaler singur, președintele țării sau primul ministru sau altcineva. Această luptă trebuie dusă pe mai multe fronturi și ea presupune un parteneriat, o colaborare perfectă între instituția guvernului și instituția prezidențială. Pentru că ambele au resorturi importante pe care le pot acționa în ceea ce privește modul defectos în care funcționează astăzi justiția, în primul rând, aici este unul din resorturile principale, în al doilea rând, calitatea oamenilor care sunt puși să conducă, pentru că aici vă aduc aminte de proverbul românesc și care spune că peștele de la cap se împute, ceea ce se întâmplă de 4 ani este exact acest lucru, exemplificarea perfectă. Tonul corupției nu este dat de micul funcționar, pentru că micul funcționar, dacă este prins furând sau luând șpagă, există măsuri foarte simple, îl putem imediat închide, îl putem duce în justiție și așa mai departe. Dar problema este că tonul corupției la noi în țară este dat de sus. Dacă luați declarația de avere a primului ministru, o să vedeți următorul lucru. Domnul prim-ministru spune așa, 600.000 de euro în cont, proprietăți imobiliare în București, 500 și ceva de metri pătrați, blocul de pe Zambaccian, casa de nu știu unde, vila de nu știu a soacrei, din partea socrilor, da, moșteniri, povești de genul ăsta, vila de la Cornu. Și după aceea, ultima linie, chiar mi-a făcut plăcere să citesc, venituri, că aici e lucru important, nu? Astea, bun, sigur că ar fi putut să le aibă dacă le putea să le justifice. Venituri, salariul de prim-ministru. Lumea nu știu dacă știe exact ce înseamnă salariul de prim-ministru, dar eu vă spun că un salariu de prim-ministru în România poate să fie la nivel, nu e mai mult mâna de foarte unui puțin parlamentar, foarte este la nivel de 40 de milioane exact de lei în mână, cu alte cuvinte cam 1000 de euro pe cam lună. Cam cât al unui parlamentar. Da? Deci nu se poate dintr-un salariu să obții toate aceste venituri. N-ai cum să le justifici. Și ce vreți să spuneți? Și vreau să vă spun că la primul ministru e o mare problemă că nu-și poate justifica corect, ca de altfel și domnul Gioană, care are 200.000 de euro în cont și a explicat că a strâns bani când era ambasador, ca și când toți banii s-ar fi dus în cont, că el n-are nevoie să mănânce, să se îmbrace, să se plimbe și că lucrurile astea nu înseamnă decât că corupția pornește de la primul ministru în jos și că atunci dacă primul ministru și ceilalți miniștri sunt corupți, sigur că dau tonul mai jos și toată lumea este pusă pe furat și pe apucat. Dacă vom schimba mentalitatea Năstase și aceasta, Gioană, așadar, dacă nu-și poți justifica, vă întreb. Din punctul nostru de vedere, înseamnă corupție. Înseamnă corupție. Năstase și Gioană corupți. Și nu numai ei. Toți membrii guvernului actual nu au cum să indice o sursă de venituri care să le acopere actualele averi. Mă înțelegeți? Foarte simplu. Deci, dacă ar avea o societate... Vă înțeleg, dar nu pot să spun. Nu ați trebuit să spuneți. Da, eu spun foarte clar. Fără niciun fel de reținere. Îmi dați voie fără niciun fel de reținere. Și date concrete sau direcții? Că așa... Eu n-am direcții, dar nu este sarcina mea. Vă demonstrez eu. Nu e sarcina mea. Asta trebuie să arate organele de cercetare. Deci, eu ceea ce pot să fac
și poate să o facă orice cetățean, inclusiv dumneavoastră, luați declarația de avere și după aceea cuantificați ce reprezintă averea respectivă, că e tradusă în termen de bani, și după aceea adunați salariile lui de prim-ministru. Și dacă iese, atunci în sfârșit. Dar nu iese. Pot să vă spun că am avut o traiectorie similară cu domnul Adrian Stase, în sensul că dânsul era în tinerețe, în tinerețile noastre, da? Era cercetător la un institut de cercetări juridice la Academia Română. Eu eram cercetător la un institut de cercetări lingvistice al Academiei Române. Bun. După aceea, sigur, eu până în 96 nu am fost parlamentar, am continuat să fiu cercetător. Domnul Adrian Stase a fost parlamentar și ministru. Pe urmă, lucrurile s-au legat, am fost în continuare parlamentar 96-2000 amândoi, pe urmă dânsul 2000-2004 a fost ministru și eu parlamentar. În situație, prim-ministru, în situația aceasta ar trebui ca eu, Mona Musca, să am o avere, măcar pe jumătate, încă o dată spun, măcar pe jumătate ca domnului Adrian Stase, da? Deci, dacă nu ar fi vorba de corupție, ar trebui să am o avere pe jumătatea averii domnului Adrian Stase. Uitați-vă... Averea soției sale? Uitați-vă, eu nu vorbesc de avere, revin și la treaba aceasta cu familia. Deci, uitați-vă pe site, da, pe site-ul Camerei Deputaților. Ce avere aveți dumneavoastră și ce avere și ce are domnul Stase. Da? Asta este una. În al doilea rând, eu am sesizat PNA-ul în legătură cu o chestiune care mie mi s-a părut și mi se pare în continuare foarte dubioasă. Domnul Adrian Stase a cumpărat în mijlocul Bucureștiului, în cartierul cel mai elegant al Bucureștiului și cel mai scump, un teritoriu, un teren cu de 25 de ori mai mic prețul decât prețul pieței, de unde? De la Bivolaru, infractorul Bivolaru, fost deputat PSD, care a fost însoțit, actualmente în închisoare, care a fost însoțit și protejat de domnul Adrian Stase când era în cercetări. Și adaug la aceste două chestiuni încă două pe care lumea le știe, și anume Michi Șpagă. Știți de ce îi se spune așa? Pentru că se dă mită și se ia mită pe coridoarele guvernului. Omul de încredere al lui Michi Șpagă este la ora actuală la pușcărie. Doi, tot în parcarea guvernului au fost prinși alții din guvernul PSD care luau mită. Și revin acum ce vom face noi, că ăsta era subiectul. Vreau să pentru publicitate, după care, că încercați să mă driblați. După nu, care, nu, vreau, după să, care vreau să vă spun. Nu, să-mi spuneți concret, dumneavoastră, nu spuneați justiție, calitatea conducătorilor. Vreau să ne primim o scurtă pauză, trebuia de acum 5 minute, doamna Muscă. Și vom reveni cu același subiect. Conflictul de interese, revăzută toată legislația. De ce nu vreți să dezvoltăm? Că vreau de gând să vă stresez puțin pe temele astea. Și corupția incriminată, crimă penală. Vom reveni, dragi prieteni, în 2 minute, publicitate. Guvernul anunță creșterea salariilor. Nivelul de trai a crescut cu peste 2%. Ministrul Finanțelor a... Vrei să știi cu adevărat cum trăiești? Atunci închide televizorul și deschide frigiderul. E gol. Închide frigiderul și deschide buletinul de vot. Știi ce să alegi. Verifică-ți cunoștințele. Recunoaște-ți personajul. A lăsat în urma lui 292.000 de oameni fără locuri de muncă. Este cunoscut ca domnul Adio Slujbe. Este cea mai nepotrivită persoană pentru postul de premier. Tăricianu. Omul nepotrivit la locul nepotrivit. Votul tău contează. Votează pentru tine. Asta vor mult să-mi taie capul, dar nu mă lasă. Sănătate. Bună ziua. Și vă doresc să fiți președintele țării așa cum credem noi, poporul român. Să terminăm cu mafia, da? Da. Thank you.
Pe 28 noiembrie, România votează. Pe 28 noiembrie, în Prahova, votează candidații partidului România Mare. E cel mai bun. Merită votul. Petre Roman, președintele României. Votează pentru România. Partidul Forța Democrată din România. Liberalii și democrații. Ca doi cai ce trag unul hăis, altul cea. S-au certat fără rezultat în zeci de probleme care te privesc direct. Pensia ta, educația copiilor tăi, locul tău de muncă. Ei se ceartă, iar tu pierzi. Nu-ți pune viitorul în joc. Votul tău contează. Votează pentru tine. Iepurașul Băsescu l-a făcut papagal pe ursul Năstase. Pe 28 noiembrie, alege omul. Vadim, președinte. Că țara va fi condusă cu mână forte și cu legea în mână. Forța Democrată din România este membru fondator al Partidului Democrat European din Parlamentul European. Marele merit este al lui Petre Roman. Amintiți-vă, Petre Roman, prim-ministru al României la Consiliul Europei. Petre Roman, raportor special al NATO. Petre Roman, președintele Senatului. Petre Roman, ministru de externe. Acum Petre Roman, președintele României. Votați adevărata schimbare și bunăstare. Forța Democrată din România. Am revenit, dragi prieteni, la proces verbal. Vă reamintesc că în această seară invitați sunt doamna Mona Muscă și domnul Călin Popescu Tăricianu, reprezentanți, exponenți marcanți ai alianței. Domnul Călin Popescu Tăricianu este propus de premier, cazul în care va fi premier în cazul în care alianța va câștiga alegerile din România. Vă rog să revenim la corupție. Vorbeam despre corupție, vă rog, și am să vă spun doar două lucruri și pe urmă o informație. În primul rând că legea conflictului de interese, noi am făcut un proiect de lege, cei din Partidul Național Liberal, la care au achiesat și cei din PD. Legea conflictului de interese, așa cum am gândit-o noi, ar fi mers până la rude de gradul 4. E bine, PSD-ul nu a fost de acord și a asumat răspunderea pe o altă lege a conflictului de interese, care le dă posibilitatea la ora actuală să treacă averile, concret? Să treacă, concret, vă spun acum, să treacă averile pe numele socrilor, cumnaților, da, și așa mai departe. Ei bine, trebuie ca omul care este în situația de a ocupa o demnitate publică să dea socoteală de toate acumulările din timpul perioadei când ocupă această funcție și demnitate publică până la rude de gradul 4. Ei bine, atunci să dea socoteală sau să le publice? Să le publice, transparența este obligatorie. Nu, dar dacă unchiul meu vedeți acolo care 100.000 de euro, ce îmi spuneți mie sau domnului sau PSD trebuie să spune domnului Tăricianu, domnul Tăricianu, de ce are unchiul dumneavoastră 100.000 de euro? Unchiul trebuie să facă dovada că a putut să acumuleze bani. Doar că nepotul Călin e premier? Din veniturile respective. Deci trebuie să facă dovada. Și unchiul, că, domnul Enai. Numai puțin, că imediat termin. Trebuie să facă dovada fiecare rudă că are veniturile necesare pentru a acoperi averea pe care o are de când este nepotul lor mare premier sau mare ministru. Al doilea lucru, incriminarea corupției. Corupția trebuie să fie o chestiune de cod penal, incriminată prin lege specială. Adică? Trebuie o lege care să
condamne penal orice fapt de corupție, cât o fi el de mic. Și am spus, păi la ora actuală există lucru, corupție, nu, este penală, nu? Îmi pare rău, nu este civilă. Nu, 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 nu e corupția penală, ci sunt în codul penal anumite infracțiuni care sunt considerate, mă rog, ca intrând în teoria mare a corupției. Darea de mită se pedepsește penal, doamna Oscar. Da, se pedepsește penal, dar dacă nu-l prinzi că a dat mită și că a luat mită, nu poți să-l pedepsești. Și prin lege, legea îl prinde? Păi da, pentru că legea se uită exact ce a acumulat între timp și dă, dă seama de ce a acumulat. Fundamentală. Da? Și ultimul lucru, și pe urmă las pe domnul Tăriceanu, Băsescu a spus următorul lucru. Știți că președintele are în colaborare și în subordine chiar serviciile secrete. Ei bine, spunea domnul Băsescu, în momentul în care serviciile secrete îl informează că un ministru sau un demnitar dă dovadă de corupție într-o formă sau într-alta, îl anunță pe primul ministru, pe domnul Călin Popescu Tăriceanu, îi spune, vezi că ai o problemă și dacă cumva nu se rezolvă, se adresează Parlamentului pentru și poliția moțiune, vine și îl închide. Moțiune în defavoare acelei persoane. Eu nu cred, doamna Muscă. Păi, dumneavoastră puteți crede sau nu? Eu vă spun ce urmează să facem. Da, categoric da. Da. Da, categoric da. Pentru că dacă nu facem așa, nu se va stopa corupția. Domnul Enache, nu scoate ochii, sunteți de acord cu mine? Nu, domnul Enache. Domnul Enache, asta e la PSD, nu înseamnă că la toată lumea e la fel. Și nu numai la români. Dumneavoastră vedeți că dacă un ministru PNL nu știu ce vrea să facă sau a făcut, domnul Băsescu îi va spune domnului Tăriceanu, domnul Tăriceanu va spune colegul de la PNL, da, poliția da. Te așteaptă la ușa? Cred că da, spuneți-mă, pentru că ne-am luat niște angajamente. Știți, categoric domnule da. Domnule Enache, există câteva sunt lucruri prietenii care PNL, trebuie... nu sunt nici... No. Vă rog, nu pe există, câteva lucruri, există care, câteva lucruri care vreau să vă spun că demonstrează o diferență de atitudine netă între noi și cei de la PSD. Am să vă dau un exemplu la întocmirea listelor de parlamentari. Întocmirea listelor de parlamentari s-a făcut ținând cont de niște criterii de competență profesională și morală. Prin urmare, în afară de semnalele care au fost date de societatea civilă, care s-a constituit în coaliția pentru un parlament curat și care ne-a făcut o serie de observații în legătură cu unii parlamentari care au fost scoși de pe listă, PNL-ul a luat decizia de a scoate de pe listă parlamentari care nici măcar nu erau pe lista coaliție pentru un parlament curat. Vă dau de exemplu, la Brașov, parlamentar pe loc eligibil, care a fost scos pentru că firma lui avea datorii de peste 1 milion de euro la stat. Afară. Toată lumea știe că Alianța, cu excepția, au rămas 8 din 100 și... Dar spuneți-mi, ce are legătura acum, asta cu justiția? Stați că vă spun cu justiția acum. Ce se întâmplă? Eu dovadă deci, că, PSD-ul că a promovat, așa vrem să procedăm. PSD-ul a promovat o lege nu a conflictului de interese, ci o lege a incompatibilităților, care i-a pus în situația pe unii să nu poată să fie manager și parlamentar și cu chestia asta eu crezut că au rezolvat problema. Legea conflictului de interese este necesară pentru că ea îi va împiedica, de exemplu, și pe rudele celor care sunt în funcții publice să aibă acces la contracte publice, să aibă să fie promovate în alte funcții și așa mai departe, pentru că legea îi va împiedica. Acesta este un lucru foarte important. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun, că problema cu declarațiile de avere nu rezolvă nimic. Pentru că, eu v-am spus, premierul, de exemplu, declară o avere de 600.000 de euro, dar nu este obligat să declare proveniența ei. El spune salariul prim-ministru. Cum veți face justiția sau justiția să funcționeze într-adevăr? Mai departe, vreau să vă spun două lucruri. Deci, prima chestiune este că în ceea ce privește actuala lege a incompatibilităților, ea va fi completată cu o lege a conflictului de interese. În al doilea rând, va trebui ca împreună cu serviciile și instituțiile statului să avem o colaborare în așa fel încât prin atitudinea politică pe care o adoptăm să punem o stabilă corupției. Să știți că corupția este în final nu numai o problemă de lege pentru că, și de justiție, pentru că astăzi o să spuneți, da, justiția funcționează prost, pentru că justiția este la cheremul politicului, este sub influența politicului. Primul lucru, trebuie scoasă justiția de sub influența politicului, nu numai printr-un act de voință politică, ci și din punct de vedere organizatoric. Prin urmare, justiția nu mai este condusă de Ministerul Justiției, ci va fi condusă de Consiliul Superior al Magistraturii, care va avea dreptul atât în ceea ce privește numirile de judecători la nivelul instanțelor, cât și bugetul în mâna ei și nu la mâna ministrului. Și acest lucru va fi o soluție
radicală pentru a lăsa justiția să funcționeze corect și al doilea lucru va fi o chestiune de atitudine politică pe care noi deja am demonstrat-o făcând curățenie în prima etapă care, unde era necesar să o facem și anume la întocmirea listelor. Mai departe, sigur că va depinde tot de noi, de atitudinea pe care o vom adopta în ceea ce privește actele de corupție, dacă ele vor fi se vor manifesta. Veți ierta unii pe alții la o adică? Sau nu veți ierta liberalii sau democrații care sunt... Aici nu e pe liberali sau democrați. Corupția e corupție sau pe... nu, indiferent din ce partid faci parte. Știți pe ce merg eu pe cei 15 ani? Nu merg pe cei 15 ani, nu merg pe altceva. Da. Dumneavoastră, nu știu, mergeți pe cei 15 ani, dar vreau să vă spun că, și asta o citiți, nu că vă spun eu, luați toate rapoartele lui Transparency International și o să vedeți care este evoluția corupției în România și o să vedeți că în ultimii 4 ani s-a întâmplat ceva catastrofal în privința corupției. Acest lucru nu este un fenomen care a marcat în egală măsură toți cei 15 ani de la căderea comunismului. Vrem să punem... vom zdrobi pur și simplu sistemul actual profund corupție. De asta v-am întrebat. Cum? Da, domnule Nache, uitați, vă dau un alt exemplu concret. Cele trei mari contracte... Eu vă spun sincer, că m-ați provocat acum. Nici între 97 și 2000 n-am auzit niciun liberal sau democrat ieșind în presă sau ducându-se la unde, la un organ abilitat să spună colegul meu, X... pentru că n-a fost n-a fost actele fost astea de corupție. Care dar corupția trebuie să la un minivel sau corupție e corupție? Nu, dar nu a fost situația asta care este astazi în România. A existat corupție noastră? Puneți să băgăm mâna în foc că nu a existat corupție între 97. Citiți rapoartele de țară ale Uniunii Europene și ale Departamentului de Stat SUA, da? Care sunt rapoarte de țară foarte serioase, nu că s-a accentuat. Nu era vorba de corupție, pur și simplu, deci nu aminteau. Eu nu spun că nu era corupție și atunci, o fi fost ceva corupție și atunci, dar rapoartele nu amintesc de așa ceva între 96 și 2000. Înțelegeți? Ori acum se face, nu că se face referire la așa ceva, ci suntem somați să stopăm corupția, suntem somați să avem în vedere exact acest lucru pentru care nu vin investitori în România, pentru care pleacă unii care au venit deja și pentru care ia câte un ambasador ca Michael Guest, ca Jonathan Shelley și așa mai departe și ambasadorul Marii Britanii ne trag de urechi în ultimul hal. Ceea ce înseamnă că avem o mare problemă. Ultimele două întrebări v-aș vrea să-mi răspundeți punctual cât se poate de scurt. România are nevoie de un președinte puternic, corect, cinstit și competent. Nu să îi se arate în permanență obrazul în străinătate, nu de o gură mare care să vorbească tot timpul. Spune domnul Năstase despre la dânsul în prima parte și în a doua parte la domnul Băsescu. Vă rog câteva referiri la această cursă prezențială. Uitați ce se întâmplă. Năstase ajunge... Are gura mare, domnul Băsescu? Nu, eu n-am să stau să fac comentarii la comentariile lui Năstase, pentru că nu merită, cred. Și e o țară întreagă care face diferența. Năstase are un tătuc, care este Iliescu și care a fost mentorul lui în politică timp de 15 ani și Năstase nu va fi altceva decât o copie palidă a lui Iliescu în continuare la președinție. Un președinte care se va mulțumi să constate, fără să facă nimic pentru a-și păstra capitalul politic. Spre deosebire de Năstase, Băsescu este un tip care și-a dovedit calitățile și stilul lui de a face politică. Este un tip angajat și un tip curajos care nu se teme să-și asume responsabilitățile, iar în ceea ce privește lucrul de care discutam mai înainte, și anume corupția, cred că diferența poate să o facă toată lumea. Deja este știut că Năstase a devenit una din persoanele cele mai bogate din România, grație mandatului de prim-ministru pe care îl îndeplinește de 4 ani de zile. Eu nu pot să imaginez un guvern al Alianței fără mâna Muscă. Hai să ne întoarcem la Traian Băsescu, că muște sunt destule, mai ales vara. Nu mai avem despre Traian Băsescu, că e cu gură mare și Adrian Năstase e cu gură mică. E mai puțin important. Important este să ai nu față de președinte, ci obraz de președinte, cum spune E o poezie Băsescu. Care o știm bine. Bun, și nu vă supărați, nu e o poezie, e foarte important. E o sintagmă care se folosește vorbesc des. Vorbesc foarte serios că e mare lucru să ai obraz de președinte. Guvernul României sau nu?
Eu? N-am făcut niciun guvern al României până acum. Singurul om care a spus la emisiune a spus că nu prea vă interesează, că vreau să rămâneți în Parlament. Care este președinte, că este prim-ministru, este Călin Popescu Tăriceanu. Domnul Băsescu este dubii. Și că Băsescu este președinte, iarăși este sigur. Mai aveam întrebări, dacă liberalii nu sunt uniți, Băsescu o face din PNL preș de șterți pe jos. Vom vorbi altă dată, apropo de relația aceasta PNL-PD și despre relația viitorul... Relația PNL-PD este o relație foarte bună. Și despre viitorul PNL, vă propun, domnul Tăriceanu. Relația PNL-PD, să vede cum a funcționat. Am câștigat atunci când am mers la locale împreună. Primăria Bucureștiului, Primăria Clujului. Cum n-am câștigat? Am câștigat când am mers împreună. La Cluj împreună, da. Păi și la București cum am mers? Tot împreună am mers și la București. Și Cluj, atât. Păi dacă, acolo unde am mers, în rest n-am mers. Și a funcționat perfect. Și așa cum se vede, luați presa și citiți că peste tot funcționează foarte bine alianța. Așa încât nu văd care ar fi grija dumneavoastră. Într-un moment foarte dificil, când domnul Sorojan s-a retras, nu era o declarație a dumneavoastră, domnul Tărcean. În două zile am revenit. Nu era nicio declarație a mea, din contră. Eu declar că alianța pentru PSD, drept urmare, foarte bine. Vă întreb ce ar face PSD-ul dacă domnul Adrian Stase s-a retrage. Nu, dumneavoastră. Puteți intra în dialog cu mine, dar, Ramona, da? O clipă. Ce-ar face? PSD-ul are o mare grijă. Cu cine ar veni în locul PSD-ul are o mare grijă care și-o manifestă în public și spune, zice, dumneavoastră sunteți o alianță formată din două partide. Vreau să vă întreb, PSD, Cruce, PSD pur. Sunt mai multe partide. Sunt tot două partide, evident. Nu! PSD-ul are mai multe partide în interiorul PSD-ului. Are și partidul se Mitra, ei, partidul Popescu, partidul Năstase, partidul de la Bacău. Eu vă mulțumesc pentru participare în această seară. Sper să ne revedem în această campanie, în cazul în care timpul va permite. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Mulțumesc! Mulțumim. Aici punem punct în această seară celei prime părți a emisiunii Proces Verbal. Ne vom revedea, dragi prieteni, în aproximativ 10 minute. Până atunci, publicitate. În continuare, reduceri de 10%. Și în Ploiești, Rodos distribuitor la Fars, Sanex și Batec Weber vă oferă prin magazinele sale produse de calitate la prețuri speciale. Gresie și faianță, gips, carton, centrale termice, instalații și obiecte sanitare, instalații electrice, parchet și lambriuri, vopsele și decorațiuni interioare. Rodos, personalitatea casei tale. Discreția și eleganța fac din nou parte din viața ta. În Cucei cu gusturi rafinate s-a redeschis restaurantul Boulevard. Bucate alese, băuturi fine, servicii de clasă. Restaurantul Boulevard. Pentru cunoscători. Taxi Willys, eficiență, profesionalism și confort. Apelează 941 sau 0724-222-888. Cu noi vei ajunge la destinație cât ai clipi. Profesionalismul angajaților, autoturismele moderne și confortabile vă vor satisface pretențiile. Cu noi totul este mai sigur și mai comod. 7500 de lei pe kilometru. Apelează 941 și Taxi Willys va fi cu tine. Este anotimpul renașterii, al veseliei și al dragostei. Este un anotimp ce ne sensibilizează, ne înfrumusețează sufletul. Într-o lume gri, în continuă mișcare, primavera este oaza de liniște și de frumusețe de care are nevoie orice suflet care vrea să trăiască momente de relaxare și desfătare culinară. Varietatea și savoarea mâncărurilor, ambianța romantică, dar și revigorantă, și în ultimul rând, colectivul special ales pentru a vă îndeplini toate dorințele, vă vor face să trăiți miracolul renașterii simțurilor. Este un vis, un vis numit Primavera, un vis care s-a transformat în realitate. Firma autorizată Ișcir execută, montează și pune în funcțiune centrale termice din gama Wisman, Imergas de Dietrich și Motan. Firmele și persoanele fizice beneficiază acum de cardul Primavera. Rămâi client fidel și descoperă avantajele noului tău card Primavera.
protejați-mă! Și bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal electoral, vă spune Bogdan Enache. În această seară, invitat la emisiune, este ministrul finanțelor, domnul Mihai Tănăsescu, membru marcant al Partidului Social Democrat și acum al Uniunii PSD plus PUR. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Cum e campania, domnul ministru? Campania este un exercițiu democratic foarte interesant, greu, dar foarte plăcut în același timp. Anul acesta cum este? Că parcă... Anul acesta, cred eu, e puțin deosebită, fiindcă forțele politice, cele două mari, sunt foarte apropiate și cred eu că tocmai acest lucru face ca campania să aibă un iz mai plăcut, mai interesant și, nu în ultimul rând, cred eu, aduce un plus de valoare adăugată pentru electoratul nostru. Ca să vorbiți în termeni care nu sunt departe de meseria, mea. Da. Alianța spune că trebuie schimbare în România, din toate punctele de vedere. Noi susținem că trebuie să continuăm în România, fiindcă am mai schimbat odată în 1996 și, din păcate, România a avut cea mai teribilă, să zic, perioadă de timp. Când avuția națională a scăzut cu vreo 4-5 miliarde de euro, când șomajul a crescut foarte mult, când sărăcia a crescut la peste 40%. Deci nu vreau să revin asupra acestor cifre de coșmar ale perioadei respective, dar cred într-adevăr că este momentul să continuăm. De ce? Fiindcă în acești 4 ani, și nu o spun eu, o spun alții, România a înregistrat progrese semnificative. Aceste progrese se văd în economia românească. Mă uitam, veneam în această dupămasă către Ploiești și mă uitam pe reclame. Mi-aduc aminte, acum 4 ani nu te puteai duce în oricare magazin, nu vreau să dau nume, să te duci cu buletinul și să spui, domnule, vreau să-mi iau o mașină de spălat sau vreau să-mi iau un frigider. Este meritul PSD-ului? Da, este meritul, în primul rând, al Partidului Guvernului, fiindcă a făcut un mediu de afaceri și a creat condiții băncilor ca să poate să investească în niște afaceri de succes. Fiindcă nimeni nu-ți vine în țară cu bani în momentul în care țara este instabilă, nu are o stabilitate politică și economică. Acestea sunt meritele noastre care fac ca lucrurile de zi cu zi ale oamenilor să fie simțite. Poate foarte puțin cunosc acest lucru. Dar faptul că reușim să avem creștere economică constantă în fiecare an, faptul că reușim pentru prima oară anul acesta să avem o inflație de sub 10%, repet, pentru prima oară în 15 ani, sunt niște succese care sunt recunoscute și creează credibilitate. Iar credibilitate înseamnă încredere. Încredere în afaceri, încredere în a finanța diverse proiecte, încredere în a merge mai departe. De asta susțin eu continuitatea. Un sistem profund corupt, o justiție nedreaptă, o fiscalitate excesivă, iată doar câteva dintre armele de atac ale Alianței. Sigur, în momentul în care ești în opoziție, poți să spui orice. În momentul în care ești în opoziție și poate că uiți ce ai făcut cu 4 ani în urmă, de asemenea, ți este iertat să spui de asemenea orice. Dar hai să le luăm pe rând. Corupția, ați menționat acest cuvânt pe care, sigur, mulți îl menționează. Ea există. Alianța e vârful de lanțe. E vârful de lanțe, sigur. Am auzit că și aseară domnul Tăriceanu, într-un mod mai puțin caracteristic dânsului, a lansat... mă rog, asemenea teme de dezbatere. Sigur, corupția există. Ea exista și înainte de 2000, ca să înțelegem foarte clar. A existat poate și înainte de 1989. Și există în continuare. Important este ce faci ca să lupți împotriva acestui flagel. Iar ea, corupția, nu există numai în România. Ea este răspândită peste tot. Sigur, în momentul în care țara începe să o ducă din ce în ce mai bine, acest fenomen dispare. De aceea susțin continuitate. Fiindcă țara asta o duce din ce în ce mai bine. Orice schimbare acum, cu 2 ani de zile înainte de integrarea în Uniunea Europeană, înseamnă o fracturare. Înseamnă, de fapt, o întârziere, din punctul meu de vedere, a
a intrării României în Uniunea Europeană. Toată lumea spune, domnule, oricum ați obținut 1 ianuarie 2007, intrăm în Uniunea Europeană. Nu e adevărat. Intrăm în Uniunea Europeană în 2007 dacă continuăm de la 1 ianuarie 2005 să implementăm, să punem în practică acele politici pe care le-am convenit. Să continuăm reformele structurale, să continuăm politicile monetare și fiscal-bugetare strânse pe care le-am pornit, să continuăm să îmbunătățim mediul de afaceri, să continuăm să luptăm împotriva corupției și mai departe. Toate aceste programe care sunt deja lansate, aceste programe care funcționează la ora actuală, dacă sunt, repet, întrerupte, e clar că România va pierde momentul anului 2007. Vorbeați de fiscalitate excesivă. Eu cred că, iarăși, vorbim... În campanie electorală putem... Haideți să dezvoltăm acest subiect, că sunteți pe teritoriul dumneavoastră. Sigur, asta îmi face plăcere să vorbesc despre așa ceva. Dumneavoastră cel care a creionat liniile mari ale politicii fiscale după 2000 încoace. Sunteți cel care a negociat cu FMI-ul, în ciuda faptului că nu întotdeauna ați ieșit în față să spuneți, ați ieșit de mai multe ori, dar negocierile cu FMI-ul sau rezultatele au fost prezentate de primul ministru, cu probabil să și firesc, însă bănuiesc pe de altă parte că nu au fost deloc simple. Cel care a semnat probabil sau a avut un rol semnificativ apropo de restructurarea din România, de numărul șomerilor, că trebuie restructurat, de salariile bugetarilor și așa mai departe. Sunt ghilimele de rigoare pentru mai multe. Da, probabil lucruri. Că toate aceste lucruri pe care le-ați menționat și sigur fac parte din, în primul rând, din politica noastră economică a partidului nostru și care au fost puse într-un acord agreat împreună cu Fondul Monetar Internațional și nu numai cu Fondul Monetar, cu cele două instituții de la Bretton Woods și cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional, au făcut ca România să fie altfel privită în 2004 decât era privită în 2000. Și aceasta este realitatea. În momentul în care ești serios, în momentul în care spui în cap un plan de bătaie, ai o viziune de viitor și spui, domnule, uite, în ăștia 4 ani vreau să ajung de la o inflație de 60% la o inflație de sub 10%, că vreau în acești 4 ani să cresc economia cu peste 25%, că vreau în acești 4 ani de zile să reduc șomajul în condițiile în care reformele structurale de care vorbeați dumneavoastră continuă și au fost cele mai puternice reforme care s-au făcut în economie, iar șomajul a scăzut. De ce? Fiindcă creând această credibilitate s-a făcut în mod automat o creștere a locurilor de muncă. Și nu sunt locuri de muncă pe care le-a făcut statul. Sunt locuri de muncă care au venit cei din sectorul privat și le-au format, având încredere în politica economică și în credibilitatea guvernului. Dar pe de altă parte, și la ora actuală, insuficiente locurile. Sigur că de muncă. Da, sunt insuficiente. Dacă să ne raportăm doar la absolut de acord cu dumneavoastră. Sau la persoanele... Sigur că da. Deci în acești 15 ani de zile am format un decalaj extraordinar între locurile de muncă și cei care beneficiază de pensii. Acest decalaj între cei care contribuie și cei care primesc, de aproximativ 1,5 milioane de oameni, atârnă foarte greu, atât în balanțele financiare ale României, dar atârnă foarte greu nivelul de viață al pensionarilor. Că nu poți cu 4,5 milioane de oameni și cu întreprinderile corespunzătoare să susții la o pensie decentă 6,5 milioane de pensionari. De aceea, acest program al nostru are în vedere două lucruri esențiale. Unu, pe de o parte, să continuăm să formăm locuri de muncă, dar nu vine guvernul și pune locuri de muncă, îmbunătățește mediul de afaceri și, repet, consolidează încrederea care o are de la mediul de afaceri din străinătate și românesc, să creeze mai multe locuri de muncă, în așa fel încât decalajul în următorii 4 ani să fie din ce în ce mai mic și să poată să ne permită să ajungi la final de 2008 la o pensie medie, repet, de 100 de euro. Poate e puțin, dar este foarte important să ajungi de la 67, cât este astăzi, la 100. Toate lucrurile astea se fac în timp. Pe niște baze reale. Repet, ca să nu formezi inflație... Acum, guvernul este acuzat de populism. Spuneți-mi, vă rog, haideți să vorbim despre prima direcție principală, și anume mediul de afaceri. Aș vrea să vorbim din punctul dumneavoastră de vedere al specialistului în finanțe, Mihai Tănăsescu. Care au fost măsurile în plan fiscal, sau apropo de politica asta fiscală, prin care guvernul a atras investitorii, fiindcă se vorbește în continuare despre impozite foarte mari, despre taxe foarte mari și așa mai departe. Hai să vă spun următorul lucru. V-am spus, suntem în campanie electorală și putem să vorbim și de impozite foarte mari și taxe foarte mari, care ele nu sunt. Sau dacă sunt, am să revin asupra lor. Un mediu de afaceri stabil, un mediu de afaceri prietenos, înseamnă în primul rând predictibilitate. Poate să traduc acest cuvânt, poate nu toți care ne urmăresc înțeleg ce înseamnă. Atunci vorbiți pe înțelesul predictibilitate lor. Înseamnă acele măsuri pe care le iei, care să fie cunoscute dinainte de mediul de afaceri și să nu se schimbe. Cine oare a făcut pentru prima oară în România, după 65 de ani, un cod fiscal și un cod de procedură fiscală? Alianța D. A. Punct? Nu. A făcut-o guvernul Adrian Năstase. De ce? Fiindcă în acești 4 ani de zile ne-am dat seama că dacă nu construim o bază legală din punct de vedere fiscal,
care să, repet, să capete încrederea celor care o folosesc, a oamenilor din mediul de afaceri, nu vom putea merge înainte. Am lucrat 2 ani și jumătate împreună cu ei, zi de zi, ca să elaborăm în 2003 acest cod fiscal. Ce înseamnă codul fiscal pentru omul simplu? Codul fiscal înseamnă o biblie, dacă vreți, simplu, a impozitelor și taxelor. Înseamnă o lege în care sunt cuprinse, o lege care cuprinde toate impozitele și taxele din România mari pe care le plătește. Și care nu se schimbă anual, bănuiesc. Și care nu se schimbă anual. Ele rămân stabile, ele rămân fixe. Ele se schimbă odată la 6 luni în discuțiile cu mediul de afaceri și de comun acord stabilim ce modificăm, ce putem susține să modificăm și aplicăm după 6 luni, deci din anul următor, ca el, mediul de afaceri, societatea să știe, să poată să-și facă un business plan, să aibă acel cuvânt care îl numeam eu, predictibilitate. Eu cred că această încredere pe care ne-am creat-o și pe care am căpătat-o din partea mediului de afaceri ne face să credem că în momentul de față România, din punct de vedere al legislației fiscale, este țara foarte atrasă și o țară care poate să atragă investitori. Vreau să vă dau un singur exemplu. În 2003, când am făcut acest cod fiscal, această lege a fiscalității, dumneavoastră știți câte acte normative am luat și am pus aici? 165 de acte normative care reglementau diverse tipuri de impozite și taxe. Am făcut ordine pentru prima dată în acest Nu a fost prea târziu 2003? Nu știu dacă a fost de vreme sau târziu. Dacă mă întrebați pe mine, trebuia să fie făcută probabil înainte de 2000. Ea nu a fost să fie făcută. În 91. Dar nu puteai să o faci lucrul ăsta, fiindcă legislația fiscală a avut foarte multe modificări în perioada aceasta până în 1997-98. Semn că n-au profesioniști și n-au avut o viziune, de asta deci, vă spun. Eu nu vreau să spun că n-au profesioniști și așa mai departe. Nu, păi nici România n-a avut, nu ei. Poate că nici România n-a avut, dar important este că n-ai avut voință politică să o faci. Fiindcă momentul în care ai voință politică să elaborezi un document, să faci un act normativ, este foarte clar că o duci la bun sfârșit. Aceasta este diferența între noi. O adunătură de partide, de ideologii diferite, cu un partid foarte puternic, de o ideologie de centru-stânga, care dorește, repet, să continue și să continue această credibilitate pe care România o are la față. M-am întâlnit acum câteva zile cu un om de afaceri, foarte interesant. Și îmi povesteam, eram în Pitești, îmi povesteam, domnule, suntem o întreprindere mare de mobilă și avem foarte mult export. Și am întrebat, unde exportați în principal? Spune, domnule, în Franța și în Italia. Ok. Dom'le, vreau să spun ceva, mi-a spus directorul ăla. Este pentru prima oară când eu, ca român, mă duc în fața celui francez sau italian și mă simt onorat, mă simt considerat de ei. Fiindcă țara în care locuiesc și în care trăiesc, numită România, are o anumită credibilitate în afară și a construit această credibilitate datorită guvernului dumneavoastră. Iar eu pot să-mi impun anumite idei, anumite planuri de afaceri în fața lor. Este pentru prima oară când pot să fac acest lucru și vă mulțumesc. Eu cred că un asemenea tip de mesaj pe care vine de la un director arecare, era o firmă privată. Membru PSD? Nu, nici de cum. Era membru PNL. Vreau că mi-ați adus aminte de chestia aceasta. Nici n-am vrut să ridic problema aceasta. Dar e foarte important de tipul de judecată al omului. Fiecare își dă seama ministru, de sunt multe întrebări care vreau să vi le adresez. Și timpul scurt, din păcate. Taxele și impozitele mari în România? Pe segmentul forței de muncă sunt mari. Adică ceea ce plătește angajatul și angajatorul la forța pentru taxele forței de muncă sunt mari. De ce? În anul 2000, aceste taxe plătite de amândoi, și de persoana fizică și de persoana juridică, deci de angajator, erau 60%, domnul Enache. În 4 ani de zile treptat, le-am adus la 49,5%. Propunerea noastră este să continuăm a face aceste reduceri. Și așa, în anul 2005 și bugetul care a fost aprobat de Parlament acum câteva zile, are în concepția lui încă o reducere cu 2 puncte procentuale a contribuțiilor sociale, care se referă la ce? Se referă la bani care rămân în buzunarul societății comerciale, ca el să poată să-l reinvestească acești bani, sau să creeze noi locuri de muncă, sau să plătească mai bine locurile de muncă. Deci această facilitate fiscală, care, repet, înseamnă un minus de venituri la bugetul de stat, un plus de venituri la nivelul companiei, tocmai este un ajutor al statului pentru a putea ca 2007 să prindă România cât mai bine pregătită. Doar în 2005 și vă spun următorul lucru. 47,5. Eu vă spun următorul lucru. În programul Alianței, și nici n-au de gând să facă așa ceva. Ba da. Deci, nu, n-au de gând în anul 2005 să facă așa ceva. Deci în anul 2005 aceste contribuții rămân 49,5%. Da, și spun că reduc foarte mult impozitul pe profit și așa mai departe. Deci, din 2005, nu treptat până în 2008. Este și fals. Și v-am întrebat acest lucru și v-aș propune să dezvoltați dezvoltăm toate puțin aceste segmente, sigur că fiindcă, da. Din nefericire, eu așteptam de mult ca România în campanie electorală să dezbată program. Dar acum se pare că această dezbatere
a devenit cine oferă mai mult, cine dă mai mult. No. Eu zic că reduc mai mult și eu și mai mult și eu și mai mult. Așadar omul este nu prea fals. Mai înțelege nimic. Este fals. Trebuie în primul rând să reduci și toată lumea înțelege lucrul ăsta, dar trebuie să reduci într-un mod rezonabil, într-un mod suportabil. Aliața spune că în 2005 va lua, nu până în 2008, ci în 2005 va lua măsuri de natură fiscală care să ușureze atât patronatul cât și angajatul. E fals. E fals și am să vă dau câteva exemple. Măsurile pe care dânsii le propun, sigur, n-ar trebui să vorbesc despre ei. Nu, o paralelă, o paralelă. Deci măsurile pe care îi le propun, spun, domnule, eu fac cota unică, domnule, de 16%. Înseamnă un minus de 23.000 de miliarde la buget. Când au văzut că avem dreptate cu 23.000 de miliarde, într-o discuție pe care am avut-o, nu spun cu cine, de la Partidul Național Liberal, s-au gândit, domnule, dar ce facem? Hopa, pierdem foarte mulți bani și aveți dreptate. Trebuie să mai facem ceva. Iar în culisele aia, acum și să vorbesc, să creștem pe acest 49,5% cu încă 2-3 puncte procentuale ca să mai să recupereze acopere, din pierdere. Acopere... Exact. Fiindcă 16% se referă la individ în primul rând, la indivizii care au bani mai mulți, la oameni care... Și sigur, e foarte bine să aibă cât mai mulți oameni din România bani cât mai mulți, dar nu se leagă, repet, nu se leagă de problema majoră a României, contribuțiile sociale. Deci noi credem că modificarea contribuțiilor sociale în 2005, 2006, 2007 este crucială. Ceea ce vor dânsii să facă o reducere drastică de 5 puncte procentuale în 2006 a contribuțiilor este nesustenabil, fiindcă un punct procentual costă statul român 5.000 de miliarde. 5.000 de miliarde ori 5 înseamnă 25.000 de miliarde. Păi bă, fratele meu, din ce mai recalculez? Exact, miliarde. Exact. De unde mai recalculez pensii? De unde mai plătesc profesorii? De unde mai Deci toate aceste calcule pe care Alianța vine și le spune, vai, ce vom face noi pentru mediul de afaceri, sunt false, domnule Enache. Fiindcă ele nu se susțin din punct de vedere pecuniar. Mai mult, în ei vin și spun, domnule, vom crește deficitele bugetare. Domnule, dacă facem această greșeală de creștere în 2005, cum propun ei, deficitele bugetare, România se duce din nou spre 25% inflație. Vrem să ne întoarcem. Ce înseamnă deficit bugetar? Deci deficit bugetar înseamnă diferența între veniturile pe care le colectează statul român și cheltuielile care le efectuează pentru pensii, pentru salarii, pentru armată, pentru educație și așa mai departe. Deci această diferență care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie din ce în ce mai mică în 2005-2006 pentru a consolida finanțele publice, deci să ne împrumutăm cât mai puțin ca să acoperim această diferență între venituri și cheltuieli și să creștem gradual acest deficit către 2007-2008, atunci când România are de făcut niște plăți către Uniunea Europeană și sigur are de cofinanțat banii care vin de la Uniunea Europeană. Deci aceasta este teoria noastră, viziunea noastră. În viziunea lor este invers. Să aibă deficite mari în 2005-2006, să fie mai mici în 2007-2008. Repet, este nesustenabil. De ce? Fiindcă în 2007-2008 sunt cheltuielile foarte mari pe care România trebuie să le facă vis-a-vis de fondurile care vin de la Uniunea Europeană și atunci este foarte clar că totul colapsează. Deci adio pensii, adio recalculări, adio plată la profesori, adio infrastructură și așa mai departe. De deci din punctul meu de vedere, toate acest nu program... Nu au buget. Nu au acoperire în buget. Iar bugetul pe care noi l-am aprobat acum câteva zile pe 2005 au în vedere exact aceste elemente de care vă spuneam. Vom vorbi despre buget. Spuneți-mi, vă rog, să revenim la taxe și impozite în România, catalogată de unii prea mari. Deci, sigur, TVA-ul e mare sau nu-i mare? Nu, TVA-ul este la nivelul mediul din Uniunea Europeană, 19%. Sunt poate anumite... fi mai mic, poate fi redus? Sigur că poate să fie, orice poate să fie mai mic, dar trebuie să fie sustenabil. Nu, în plan în planul nostru, în plan bugetar, n-are cum să fie mai mic de 19% în perioada anilor următori. Așadar, că trebuie spus realist. Trebuie da, spus deci realist e foarte clar. Deci noi am spus în felul următor. Domnilor, vom diminua taxarea muncii, care înseamnă contribuții sociale, vom diminua impozitele și taxele ale individului, în special celor cu cota minimă de la 18% la 10%, repet, în anul 2008 și în același timp din 2006 o creștere a tranșelor respectiv de valoare până în 2008 și în al treilea rând o descreștere a impozitului pe profit pentru societățile comerciale de la 25% anul acesta, în două etape, 19% în anul 2005, respectiv 16% până în anul 2008. Deci această gradualitate de reducere de fiscală are susținere. Poate să fie acoperită în bugetul de stat. A face o reducere fiscală șoc înseamnă clar un minus de venituri pe de o parte și foarte clar în partea cealaltă o nesuportabilitate din punct de vedere al cheltuielor bugetare pentru programe pe care vrem să le facem. Dacă nu vrem să mai plătim pensionarii, dacă nu vrem să mai plătim profesorii, dacă nu vrem să mai facem lucrări de infrastructură și dacă nu vrem să mai avem bani ca să cofinanțăm ce bani vin din Europa, votați Alianța de punct. Domnul ministru, a punct. Apropo de aceste oferte, spuneți-mi, vă rog, există o teorie și v-aș ruga să ne lămuriți din punctul nostru de vedere cum e cu această teorie. Domnule, în momentul în care voi reduce taxele și impozitele, patronul, fiecare doi angajați, fiecare 100, fiecare 5.000, fiecare 10.000, cum spuneați și noastră, fie va reinvesti
fie va crea locuri de muncă, fie va majora acele salarii. Oamenii vor lua mai mulți bani. În cazul care va reinvesti, se vor crea noi locuri de muncă. Această teorie, hai să reducem taxele și impozitele, ca să creeze locuri de muncă și să impozităm mai mulți oameni, nu mai puțin oameni cu mai mulți, mai mulți oameni cu mai puțin, de ce nu stă în picioare în România? Este o teorie, repet, este o teorie care însă în practică trebuie să și răspundă. Deci noi acum ce facem? Aplicăm o teorie șoc pe o reacție viitoare, care poate va fi sau nu va fi. Că dumneavoastră este specialist, dumneavoastră trebuie, apropo... Reacția, stimate domnule Enache, a fiecărui individ, a fiecărei companii, nu vine cam așa. Reacția vine în 6 luni, 12 luni. România nu este, repet, în poziția să riște nici măcar o zi de la 1 ianuarie 2005 pentru a face experimente de genul hai să vedem cum reacționează piața, să vedem dacă încasăm sau nu încasăm, să vedem ce se va întâmpla în următoarele 6 luni. Orice lucru care acesta ar fi un sistem echitabil? Deci această propunere a noastră înseamnă a continua descreșterea taxării în România pentru persoanele fizice, pentru companii și pentru indivizi, înseamnă continuarea politicilor bugetare, repet, în colaborare cu politica monetară, fiindcă dacă nu există această politică monetară, care, repet, e foarte importantă și toți au avut-o, Alianța n-a ținut cont de ea. Politica monetară în anul 2005 are două lucruri foarte noi. Unu, se cheamă liberalizarea contului de capital. Ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte mulți din străinătate vor putea să vină cu bani și să-și tragă banul în secunda 2 sau după 2 luni sau după 3 luni sau după 1 an sau după 5 ani. Aceasta creează o presiune enormă pe politica monetară. Și al doilea mare lucru care se va întâmpla este acel proces de țintire a inflației. Deci cursul nu va mai fi ancoră pentru dezinflație. Dacă aceste două elemente noi ale politicii monetare nu sunt acompaniate, repet, cu o politică fiscală prudentă, așa cum am propus-o noi prin bugetul anului 2005, tot acest sistem macroeconomic consolidat în acești 4 ani cade ca o piramidă, domnule Enache. De aceea, experimentele pe care dânșii le propun, care nu țin cont de politica monetară, repet, n-au niciun clin, nici mânică cu ea. Pe de altă parte, politica lor fiscală este o politică care nu ține cont de realitatea românească la ora actuală, poate să ducă România în această imposibilitate să nu aderă la 1 ianuarie 2007 datorită acestor deviații care se vor produce în anul 2005 și respectiv 2006. Să vă rog despre accize. Mult comentate de accize care influențează în primul rând prețul litrului de benzină. Nu, deci sunt pornim multe, iarăși, punem calul înaintea, sau punem căruța înaintea calului, știți cum este? Acciza este o componentă a prețului. La băutură? Da, sunt niște elemente de devenit pentru stat. Și ele nu sunt numai în România aplicate, ele sunt aplicate peste tot. Nu sunt prea multe, nu sunt prea mari? Deci, proporția accizei în România este similară cu ceea ce înseamnă acciză în orice țară din această lume. Ca să poți să te integrezi în Uniunea Europeană, și e bine că Eu vă întreb în primul rând ca să înțeleagă și telespectatorii și v-aș ruga să folosiți un limbaj cât mai puțin tehnic, fiindcă prețul accizei influențează în mod direct prețul litrului de benzină. Nu, deci nu acciza este cea care influențează prețul litrului de benzină, ca să ne înțelegem foarte clar. Sau așa este percepția și așa au spus și așa sigur, spun opozanții dumneavoastră. Dumneavoastră. Tutunul, stați ca să rămână trezătorii pe noi, că altfel dumneavoastră sunteți expert și discuția dumneavoastră tehnică și pentru tutunul și băutură. Da, mai sunt alte produse, mă rog, care românii le cumpără în mod frecvent, accizate? Nu, deci acestea sunt cele trei mari grupe de produse care sunt accizate. Ok. Deci, la ora actuală în Europa, această problemă a taxării indirecte se cheamă, care se cheamă taxă pe valoare adăugată și accize, TVA-ul și accizele, sunt reglementate printr-un achi comunitar. Acest achi are foarte clar niște limite minime pentru fiecare din produsele pe care le-ați menționat, și la benzină, și la motorină, și la țigări, și la alcool și așa mai departe. Momentul în care am închis capitolul taxare, România a obținut în timpul negocierilor o perioadă de tranziție, fiindcă în mod normal ea trebuia, din momentul în care a închis capitolul, să aplice această regulă a Uniunii Europene, respectiv să crească accizele până la nivelul minim pe care îl are Uniunea Europeană. Și o creștere semnificativă. Era semnificativă. Noi am obținut deci o perioadă de grație ca această creștere să o facem treptat în 2004, în 2005, 2006 și respectiv 2007, iar la tutun până în 2011, deci o perioadă cu încă 4 ani în plus, pentru a putea alinia și a putea susține această creștere la această componentă. De aceea, pe partea cealaltă, la impozitarea directă, cum sunt impozitele veniturilor pe care eu le realizez, sau dumneata, sau altcineva, sau impozitul pe profit al societății, nu există o reglementare în domeniul Uniunii Europene. La ora actuală,
deja la Bruxelles și astăzi ar fi trebuit să fiu la ședința Ecofinului la Bruxelles, dar am preferat să vin la Ploiești să stau de vorbă. Mulțumim frumos! Se discute exact această problemă a modului în care țările mari dezvoltate din Europa de Vest vor impune o regulă în ceea ce privește taxarea directă, fiindcă toate țările din Europa de Est și de Vest au venit cu o politică foarte agresivă de reducere a taxării, ceea ce a condus ca foarte multe firme din țările dezvoltate să plece de acolo, să se mute în aceste țări. Pe de altă parte, foarte multe companii sau investiții directe nu mai vin în Franța, în Germania, în Italia, se mută în această parte și sigur, băieții ăștia care ne dau bani, au spus, băieți, voi face și reducere de taxare foarte mare, cum vor să facă liberalii, vreți și bani de la contribuabilii noștri. Păi hotărâți-vă, ce vreți? O vreți numai bani de la noi? Sau mergem cu o gradualitate în reducerea fiscalității, în așa fel încât să nu ne creați nouă probleme foarte mari. Deci și din acest punct de vedere, propunerea lui da, punct, a, punct, vine în contradicție cu Uniunea Europeană. Spuneți da, punct, a, punct. Pentru că da înseamnă ceva afirmativ. Da, punct, a, punct, e cu totul altceva. Deci în momentul în care chiar și din acest punct de vedere, conceptul lor este în contradicție cu mersul lucrurilor din Europa, mi-e foarte greu să cred, repet, că acest program susținut de ei va fi un program care va putea să sprijine România în integrarea europeană. De ce a crescut cu prețul benzinei de mai multe ori? Deci prețul benzinei... Din această cauză? Nu din cauza accizei, ci din cauza evoluției internaționale deci a prețului petrolului. Deci nu din cauza accizei? Nu. La tutun e clar că din cauza accizei, nu? La tutun a avut loc o creștere la 1 iulie a accizei, dar, repet, de atunci nu a mai avut loc nicio altă creștere. Și la băutură? Și la băutură tot la 1 iulie a avut loc această creștere. Haideți, vă propun să vorbim despre un subiect, asupra căruia s-a vorbit foarte mult și există tot felul de comentarii și care se află la dumneavoastră în minister, la dumneavoastră în ogradă, da. Și anume eșalonări și reeșalonări. Alianța și-a făcut o întreagă politică, sau mă rog, un întreg discurs pe această temă. Spuneți-mi, vă rog, domnule ministru, care este situația și de ce ați acordat mai multe reeșalonări. V-aș propune un singur subiect care s-a discutat chiar aici și domnul Tăricianu și mai mulți prezentați ai Alianței, și anume Bravo Onești, care a fost iertat, care datorii reeșalonate, datorii mii de miliarde șterse de la buget, vă rog. Da, într-adevăr, este un subiect pe care Alianța îl practică și mă bucur că am această ocazie în seara aceasta să pot să spun și eu, sau să spun adevărul, de fapt, despre aceste lucruri. În primul rând, eșalonările se acordă în toată lumea asta, nu numai în România. Ele au fost acordate într-un mod, să zic, haotic și în perioada anilor 96-2000. Și nu la plată, dragi prieteni, cei care au datorii să poată. Deci, așa ce înseamnă? O companie care are datorii la stat și are totuși un plan de restructurare, are posibilitatea să meargă înainte, statul îi acordă această șansă să-i reeșaloneze datoriile pe o perioadă de timp, cu o condiție foarte clară, ca ea să-și plătească datoria curentă în fiecare lună, plus o bucățică din acea reșalonare. Ce s-a întâmplat în 2000 sau până în 2000, ce s-a întâmplat după 2000, ca să ne înțelegem foarte clar. În perioada 96-2000, toate aceste reșalonări erau acordate în mod discreționar de către Ministerul Finanțelor. Adică? Nu existau criterii, nu existau limite, fiecare cum venea și punea dosarul pe masă, într-un birou pe care nu mai o știu și se închidea cu nu știu cine acolo, se acorda reșalonarea, ca să înțelegem foarte clar. S-a acordat 7.000 de reșalonări în perioada CDR-ului. Știți câte companii în aceste 7.000 au reușit să supraviețuiască? 20%, domnul Enache. 80% au colapsat, s-au dus dracului. În anul 2001, când am venit, această problemă a multor societăți comerciale care existau, ne-am dat seama că ele, unele dintre ele care au programe viabile, pot fi susținute. Și atunci, în anul 2002, am aplicat pentru o perioadă de un an și jumătate, 2002-2003, deci până la finele anului 2003, fiindcă de la 1 ianuarie 2004 nu s-a mai acordat nicio reșalonare, prin această ordonanță 40, ca să înțelegem foarte clar, un număr de aproximativ 10.000 de întreprinderi. Rezultatul, domnul Enache. 1. Faptul că ele au fost acordate pe calculator, de fapt calculatorul le acorda, în mod foarte transparent, pe niște criterii foarte exacte, cu cifră de afaceri, cu bilanț și așa mai departe, din cele 10.000 de companii care au beneficiat astăzi, sunt 90% din ele, deci 9.000 de companii, care merg înainte, domnul Enache. Și au îmbunătățit planul de afaceri, plătesc datoriile curente și și-au plătit și acele datorii. Doar 10% au colapsat și le-am băgat în faliment. Și cu clienții politici cum e? Clienții politici, vreau să vă spun eu cât am dat la PNL, PD și cât am... Deci să nu mă forța să vă spun câte din, de genul acesta. Deci nu am ținut cont de culoarea politică. Am ținut cont de faptul că o societate poate să trăiască sau nu și acea societate... Se mai dă pe pile? Nu s-a mai dat pe pile? Nu s-a dat, absolut. Fiindcă
domnule Enache, probabil că n-ați fost la curent cu lucrurile care s-au întâmplat. Mai mult și eu în ziare. Cum a uitat, sigur, ziarele întotdeauna sunt. Domnul ministru, haideți că sistemul este unul simplu. Doamne, îl cunoști pe secretarul numii de Tănăsescu, ceea ce nu s-a spus, s-a menționat. Exact, așa era în 96-2000. Să-l cunoști pe... Îl cunoștea pe secretarul de stat. Sigur că se vorbește, se vorbește de către unii care știau să facă așa. Și nu care au un miliard, aceste reeșalonări au fost date pe criterii transparente. Deci este un calculator, se băgau. Sistemul în sine, nu 2000-2004, despre sistemul eșalonor și reeșalonorilor. Un sistem păgubos, da. Mai ales la datorii, la datornicii de mii. Rafu Onești, de exemplu, ați acordat în mod corect. Hai să luăm, Rafu Onești a fost pomenită și dezvoltat subiectul. Sigur că da, Rafu Onești a fost foarte dezvoltat. Mafia Moldovei. Exact. Hai să luăm și mafia Constanței. Vreți să știți cât a obținut Petromidia? De câte ori a fost reeșalonată Petromidia? Domnul Patrici, ce vreți să spuneți? Nu știu, poate că Petrici acolo, nu, eu nu vorbesc de oameni, eu vorbesc de companii. Deci știți de câte ori? În momentul în care a fost privatizată, a avut reșalonări, n-a reușit să și le mențină, fiindcă n-a putut să le plătească, a mai acumulat 21.000 de miliarde datorii, 21.000 de miliarde, ca să înțelegem foarte clar, Petromidia, domnul Patriciu, cum spuneți dumneavoastră, 21.000 de miliarde. Și atunci statul român în 2003 a spus, băi, ce facem, băi? Sunt 2.000 de oameni care lucrează acolo. Aduc niște venituri la bugetul de stat. Nu știu, a furat cineva 20.000 de miliarde, habar nu am, domne. Dar eu am datoria ca stat român, ca guvern, să iau o decizie. Ce fac, mă, cu compania asta? O închid? Nu mai produc petrol, nu mai produc benzinărie. Și atunci statul a venit la domnul pe care l-ați menționat dumneavoastră, Petromidia, și a spus, băi, statul român nu-și poate permite să închidă această rafinărie, nu-și poate permite să dea 2000 de oameni afară din această companie. Și atunci am venit cu un alt sistem pe care l-am găsit de a ajuta această companie, care astăzi funcționează. De ce ne întâlnim mai la RAFO? RAFO a fost privatizată, la fel a fost... A avut niște eșalonări, nu și le-a respectat la fel ca Petromidia, deci exact la fel, și are acum 8.000 de miliarde de datorii. Și acum se pune semnul întrebare, ce facem, domne, cu ea? O închidem? Nu o închidem? Sunt 2.500 de oameni care lucrează acolo. Îi dăm afară? Nu știu. Ce e bine? Să-i dai afară, să nu mai... Un an de zile și RAFO își plătește la zi, repet, la cent, la leuț, fiecare datorie. Eu nu știu ce s-a întâmplat până în momentul respectiv. Dacă sunt vinovați, să vină procuratura să elege tăticul pe ăia care au furat banii. Dar argumentul economic nu stă în picioare, domnul economic, ministru, asta știți foarte bine. Da, din punct de vedere economic, guvernul trebuie să ia o decizie asupra unei segment de activitate. Domnul ministru, prin direcțiile, prin finanțele publice la nivelul fiecărui județ, executați pe cei cu un miliard, cu două miliarde, iar asta s-a spus tot timpul, iar pe cei cu mii de miliarde, statul român, prin Ministerul Finanțelor, din 90 încoace, o respre un sistem. Domnul Ministerul Finanțelor de 90 încoace, pentru prima oară când în guvernul nostru, puteți să faceți un click pe calculator și să vedeți mari datornici pe site-ul Ministerului și să vedeți evoluția de la trimestru la trimestru și să vedeți exact cum unii se intră în faliment, cum alții își plătesc și cum mii de miliarde, cum spuneți dumneavoastră, sunt recuperate la buget, iar datornici de mii și mii de miliarde sunt cei care sunt executați. De ce nu mai există eșalonul în România? Poftim? De ce nu mai există eșalonul în România? Pur și simplu, sistem. Fiindcă în anul 2004 am luat hotărârea... Ați negociat cu femeie? Nu, încă o dată a fost o inițiativă proprie, fiindcă ne-am dat seama că în 2002-2003, companiile care au vrut să fie serioase și au vrut într-adevăr să meargă mai departe și s-a dovedit că 90% dintre ele au fost de bună credință, au putut și au beneficiat de acest lucru. 2005-2006 sunt ani pregătitori integrării României în Uniunea Europeană. Și de aceea noi credem că în această perioadă de timp trebuie să facem loc competiției pe piață. Și competiția să spună cuvântul. De aceea am stopat în anul 2004 aceste reșalonări. Nu vor muri foarte multe IMM-uri? Nu vor muri, fiindcă IMM-urile, din punctul meu de vedere, acum au altă perspectivă. Fiindcă noi, tot prin programul nostru de guvernare și chiar în bugetul pe 2005, ajutăm aceste IMM-uri prin fonduri transparente de la buget, nu prin facilități fiscale. Deci am pus bani în buget, într-un capitol care se cheamă Întreprinderi mici și mijlocii, pe programe și am creat mai mulți bani la o bancă a lor, care se cheamă Fondul de Garantare al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Deci am creat acești bani acolo, sunt peste 500 de miliarde, care ei se multiplică de 4-5 ori. Deci se pot da credite din acest fond de garantare la întreprinderi mici și mijlocii, de peste 2.000-2.500 de miliarde pe an, repet, unui număr de... foarte mare, sute și sute de companii. Mi se pare, nu vreau să zic o tâmpenie, mi se pare, v-aș ruga să ne explicați următorul fenomen. De ce nu se poate lua un credit, fiindcă eu am un prieten care a avut o datorie la stat și care a vrut să o achite luând un credit. Dom'le, nu am bani, mă execuți. Da. Și atunci trebuie să dau afară și mai departe. Da. Avea 4 angajați, nu avea mulți. Da. De ce băncile nu pot, sau de ce Ministerul Finanțelor nu este de acord cu acest sistem? Nu, încă o dată, iarăși confundați. Ministerul Finanțelor nu are nicio treabă cu chestia asta. Ministerul Finanțelor
Este un regulator. Nu se bagă în sistemul bancar. Nu. Deci noi nu facem să spunem, domne, vom reduce dobânzile, cum zice Alianța, că ei se bagă și peste sistemul bancar, se bagă și peste Banca Națională, ei fac de toate, domne. Deci încă o dată această concepție de... Bă, că vă intrigă, vă enervează. Păi mă enervează, domne, că sunt numai aberații și oamenii cred aceste aberații, domne. Niciodată o alianță politică, cum se cheamă ea, că e DA.A. sau e PSD plus pur, nu o să poată să intervină la Banca Centrală să spună, băi, eu de mâine scad dobânda. Este politica independentă a unei entități, repet, independente în România. Numai mixtul de politici sau combinația de politică fiscală cu cea monetară poate să conducă în mod automat și normal la reducerea dobânzii. Deci dau mulți cu părere despre finanțe în perioada aceasta. Sigur, sunt oameni... Am văzut are specialiști, însă mulți politicieni se exprimă cu fiscalitatea, să reducem domne, și cei care sunt medici sună și cei bine, care domne, sunt și oamenii, din păcat, care... Și de la PSD, nu? Și de sigur, la PSD sigur, oameni și de la noi, fără discuție. Își dau cu fără discuție. De aceea, încă o dată, eu vă mulțumesc că m-ați invitat în seara asta și am posibilitatea să mă adresez ploieștenilor vis-a-vis de aceste puncte care au fost exprimate și în jurnale și în ziare și așa mai departe și pentru a spune lucrurilor exact așa cum sunt. Haideți să vorbim, vă propun să primim o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni alături de ministrul finanțelor, domnul Mihai Tănăsescu, și vom vorbi despre promisiunile pe care PSD-ul le-a făcut în ultimile zile, în ultimile două săptămâni, care se referă la cei care au avut bani la cec și pentru Dacia și așa pe la pensionari și așa mai departe, însă toate acestea după publicitate. Pe 28 noiembrie, România votează. Pe 28 noiembrie, în Prahova, votează candidații Partidului România Mare. Ca să intrăm în Uniunea Europeană cu fruntea sus, avem nevoie de un președinte care știe să dea mâna cu liderii lumii, dar și să vorbească din inima românilor. Adrian Năstase a lucrat cu liderii lumii. Cunoaște și problemele oamenilor. Are prestanța și puterea de a ne conduce în Uniunea Europeană, protejând muncitorii, țăranii și identitatea națională a României. Împreună pentru viitorul României. Am revenit, dragi prieteni, la proces verbal alături de ministrul finanțelor, domnul Mihai Tănăsescu. Hai să vorbim, domnul ministru, despre marile promisiuni, despre populismul, spun unii, pe care pe care Uniunea îl afișează în ultimile săptămâni. Cei din Alianță spun că din disperare ați făcut toate aceste promisiuni, care nu se regăsesc, care nu au acoperire în bugetul anului viitor. Fals. Vă rog, probleme să le luăm pe rând, așa e ușor. Știu, nu este la foarte la ușor, răspuns. Într-adevăr, este foarte ușor să spui că sunt pomeni, este foarte ușor să desconsider milioane de români că sunt puturoși, e foarte ușor să spui că oamenii mai bine să muncească decât să primească niște ajutoare din partea statului, care, repet, sunt categorii sociale care au nevoie de aceste lucruri. Dar întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, este pomană electorală? Nu, domnul Enache, nu e pomană electorală. Este un program de asistență socială, de protecție socială, pe care guvernul nostru de centru-stânga îl pune în practică. Dar are România abandonul pentru acest program? Deci acest program, care a fost definit în programul de guvernare, este deja implementat, este deja pus cu bani, cu resurse, în bugetul pe 2005 aprobat de către Parlamentul României. Sunt bani pentru burse pentru elevi. Haideți să luăm pe rând. Cei cu cecul. Da. Care au depus bani pentru Dacia la cec până la 1 da, martie 92. Deci, repet, este o reparație, dacă vrei, pentru cei care mai au conturi deschise la cec. Cecul, după cum bine știți, intră într-un proces de privatizare. La ora actuală, cecul trebuie să-și facă curățenie în conturile lui, în așa fel încât procesul de privatizare să poată să fie unul de succes, iar banii pe care statul să-i încaseze pe acest cec să fie maxim. Pentru asta, acest număr de 37.000 de conturi existente care stau, repet, ele nu se mișcă, nu sunt conturi care au mișcare, au intrări, au cheltuieli și mai departe. 37.000 de conturi care se află. Depunători. Statul vine
cu un nu știu dacă ajutorul populism? Cu populism. Nu e populism, este pur și simplu o metodă. De ce n-ați făcut până acum, domnul ministru? Din lipsă de resurse, stimate domnule Renache, dacă în 4 ani de zile noi am pus bani de bani și am reușit să facem această creștere economică care a adus bani mai mulți la buget, am reușit ca în anul 2004. Opoziția nu dă 2 lei pe această creștere economică. Opoziția treaba ei, dar opoziția înseamnă că nu este și ea legată de la realitate. Spune Fondul Monetar Internațional, spun agențiile de rating, ați văzut și ieri o altă agenție, GPN Credit Agency, iarăși a urcat România. Ce să fac, asta este. Deci n-au treabă cu partea asta, cu băieții ăștia din adevărați. Ei au treaba cu altă minune. Deci, FMI-ul, Banca Mondială, băncile de investiții. Vreau să vă spun că în România se duce pe piețele internaționale și lansează titluri de stat. În anul 2000 trebuia să plătești 11% dobândă. Acum te duci și plătești sub 4%, domnul Enache. Asta este diferența. Ne pare rău pentru această alianță de punct a punct. Nu au fost în stare, 99 România intra în colaps financiar. Ce înseamnă asta? Toată datoria se ducea de izbeliște. Am reușit din 2001, pas cu pas, repet, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, să ajungem ca astăzi să putem să ne împrumutăm la costurile cât mai reduse. Și această creștere economică vă permite să faceți aceste promisiuni, deci să le realizați? Ne permite să punem în practică, nu promisiuni, ci lucruri reale de care poporul român, anumite categorii sociale, au nevoie. Nu știu dacă ați fost prin sate, m-am dus în această perioadă de timp și în anii trecuți. Nu mă duc, dar nu numai în campanie. Mă duc de 4 ani. E bine să vă duceți să vedeți, domnule, când te duci acolo și stai de vorbă cu omul, se spune, domnule, copilul meu este la școală, știi? Și vrea și el să aibă bursa aia, 100.000 de burse pe care dumneavoastră le dați. Și ne-am dat seama că 100.000 de burse sunt insuficiente pentru 2005. De ce? Fiindcă sunt atâția copii din părinți care au venituri foarte mici și nu au posibilitatea să meargă la școală, cum nu vă puteți imagina. Acest program care se cheamă Bani de Liceu este programul pe care eu îl consider și, repet, l-am testat în teritoriu, unul în cele mai bune. De aceea, cred că pe parcursul anului 2005, sigur, dacă vom avea încasările necesare, să mărim acest număr. Mai mult, spuneam de acest program social pe care Partidul Social Democrat îl are depus în valoare. Repet, el este pus bănuț cu bănuț în bugetul de stat. Iar pentru a răspunde întrebarea dumneavoastră cu acești oameni, pentru a-și retrage conturile de la cec și, sigur, a curăți, să zic, în linii mari cecul, se acordă această compensație celor 37.000 pe o perioadă de 5 ani, care, repet, pentru anul 2005 sunt bani în buget, 500 de miliarde de lei costă pentru această perioadă de timp, anul 2005. Dar nu se împovărează bugetul. Nu, e vorba, este fără discuție. Suport. Deci vreau să înțelegeți, orice măsură, orice măsură care este cuprinsă în planul de guvernare, în bugetul de stat și toate anunțurile care au fost făcute au contraparte pecuniară bănească în bugetul de stat. Așa nu sunt promisiuni disperate. Nu sunt promisiuni disperate. Evenimentul zilei. Da, sigur. Evenimentul zilei este un ziar pe care îl respect și, sigur, el este un ziar foarte profesionist, dar nu întotdeauna ceea ce relatează el este și conform realității, din păcate. Fiindcă a fost, și apropo și de veterani, de soțiile veteranilor care primesc, apropo de pensii, da, că va primi procentual, dacă nu mă înșel, 29%. Da, a fost foarte clar. Sigur că se va întâmpla lucrul ăsta în momentul în care se va închide procesul de recalculare a pensiilor. Deci poți să treci la etapa următoare de ajutorare a unuia dintre soți care supraviețuiește după ce se încheie proiectul de recalculare a pensiilor, deci anul 2005. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, despre câteva cuvinte despre direcțiile finanțelor publice din țară. Ce ați vrut să faceți la minister? Nu, mai bine întrebați-mă altceva. Ce n-am reușit să fac în 4 ani de zile, fiindcă cred eu că asta este... Reușit, azi, domnul ministru? Nu. Deci s-au reușit foarte multe. În primul rând, mă rog, cred eu am reușit să facem o administrație fiscală mai bună, care colectează mult mai bine și 2004 ne arată foarte clar lucrul ăsta. Pentru prima oară în 15 ani, când am redus decalajul între venituri și cheltuieli, deci deficitul, pe ce seamă? Pe seamă de a crește cheltuielile prin majorare de venituri. Asta înseamnă, de fapt, reformă fiscală. Dar, să zic așa... Sunteți mulțumit? Nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit și cred eu că ceea ce trebuie făcut în continuare este să ne aplecăm mai mult la nivelul cetățeanului, să ne aplecăm mai mult la nevoia lui. Eu călătoresc foarte mult pe la cercile financiare și stau de vorbă cu oamenii. Sigur, s-au îmbunătățit foarte multe lucruri. Stau oamenii de la ghișe, stau de vorbă, sunt mai politicoși, sunt altfel. Dar, repet, nu sunt întotdeauna mulțumit. Da, sunt mai politicoși. Duceți-vă și stați de vorbă și vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă pe la unele administrații financiare, pur și simplu în București, ce fac eu în fiecare săptămână. Dar problema este alta, că nu întotdeauna am reușit ca omul să plece dintr-o circă financiară mulțumit. N-am reușit.
Fiindcă, din păcate, neavând o informatizare completă a întregului sistem, îl mai mulți pe om, băi, du-te și la sectorul 5 și vină mâine la sectorul 3. Din lipsă de bani. Din lipsă de bani. Un sistem de genul acesta, care a fost făcut în 1998 și a fost început atunci, a costat 50 de milioane de dolari. Ar trebui ca să extinzi acum încă cel puțin 150 de milioane. Și știi cum, întotdeauna cizmanul nu are pantofi. Întotdeauna mi-e greu să-mi pun în buget pentru mine încă 50 de milioane să fac acest lucru, decât să spun, bă, mai bine dau la educație sau mai bine dau la sănătate banii. Deci cred că este cel mai solicitat ministru. Toată lumea vine la noi să-și ceară. Este un minister de sinteză, este un minister care într-adevăr are angrenajul tuturor factorilor și tuturor elementelor din economie. Este care face politica pe anul viitor și fiecare ministru face o politică de genul numai anului viitor, face o politică pe termen lung. De exemplu, acum bugetul de stat a fost un buget multianual, deci este un buget până în anul 2008. Acceptat și prezentat Bruxellesului, buget pe care sau care va sta la baza programului economic de preaderare pe care România îl va prezenta la Bruxelles în luna decembrie. Așadar, principiile sunt respectate, se respectă și anul viitor și până în 2008 există o viziune foarte clară. Este viziunea 2005-2008. Da. Spuneți-vă, rog, câteva cuvinte despre lupta, de să revenim la politică, despre lupta Năstase Băsescu. Este o luptă, cred eu, normală între doi oameni politici foarte importanți, doi oameni politici diferiți. Doi oameni care, cred eu, aduc un plus de valoare, așa cum vă spuneam, în viața politică românească, cu două tipuri și două caracteristici diferite. Un politician versat, un politician foarte bun, un om foarte respectat în afara granițelor țării, care se cheamă Adrian Năstase. Un om bun administrator, așa cum îl definea... Ce defecte are domnul Năstase? Ce defecte? Lucrați de 4 ani cu dânsul. Eu cred că principalul defect, dar care de fapt e o calitate, are încredere în oameni. Este omul care, într-adevăr, când îți dă o responsabilitate, știe și ține cont de părerea ta. Acesta este un lucru formidabil pentru un manager, pentru un conducător. Să-și creeze echipa și să poată să creadă în oamenii care formează echipa. A zice eu sunt statul sau eu conduc și faceți ca mine, cum fac alți lideri politici și nu vreau să-i denumesc aici, nu cred că este metoda cea mai bună de a conduce. Iar lucrul acesta s-a văzut între 96 și 2000, cum domnul Băsescu pe rând a distrus alianțe, a schimbat prim-ministri. Dânsul, pe timp ce era ministru al transportului, coordona programe ale Ministerului Finanțelor. Deci dânsul era bun la toate. Era și primar, era și ministru de transporturi și ministru de finanțe. Deci ăsta este Băsescu, omul bun la toate. Repet, într-o lume către Europa... diviziunea muncii este foarte bine definită. De aceea, calitatea domnului Năstase e aceea de a crede în echipă. Ultimile două întrebări. Spuneți-mi, vă rog, domnul ministru, spuneați că în această perioadă ați călătorit foarte mult prin România, cum este și firesc, încă în România e campanie electorală. O întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. Cum e România? Cum este? Da, cum e România? Cum o găsiți? România e mult mai bine pregătită, zic eu, decât acum 4 ani. Este o țară însă săracă. Este o țară în care oamenii au foarte multe nevoi. Și de aceea, cred eu, prin discuțiile care le-am avut, prin multele programe care le-am implementat în bugetul anului 2005, încercăm să răspundem acestor nevoi ale oamenilor din România. Ceea ce este foarte cert, cred eu, că România anului 2008 va fi diferită de România anului 2005, numai, repet, și numai cu condiția ca acest guvern să poată să continue să-și implementeze politicile și să ducă România acolo unde este. Ardealul e mult deasupra țării românești, din punct de vedere economic? Unele regiuni ale Ardealului sunt mai bine dezvoltate decât alte regiuni. Moldova? Moldova, anumite puncte din Moldova sunt dezvoltate. Am răspuns de Iași ca vicepreședinte al partidului multă vreme. Lucrurile se dezvoltă, cresc, se simte mirosul de afacere peste tot. Repet, România este o țară în plină accensiune. Da, este miroase plină... foarte bine. Este un miz, așa, e un miros. Nu, este, România este o țară foarte atractivă. Să dea țară... domnul, dar nu e poate deveni, că nu foarte, dacă domnul, e o asemănă sau investiție. Ia spuneți-mi și mie, domnule, dumneavoastră aici la Ploiești, domnule. La final. Nu, da. La Ploiești să-ți plăiești tu e altă. Deci dar, e altceva, dar de ce? Dar de ce? Dacă vreți să ne comparăm cu Cehia, cu Polonia, la volumul investițiilor. Nu poți să te compari nici cu Cehia, nici cu Polonia, domnule. Cu Ungaria. Nici măcar, fiindcă România, din păcate, în perioada care trebuia să facă reformă, n-a făcut-o, domne. Și acum, la nivel mondial, nu mai este momentul investițiilor? Ba da. România este o țară care atrage miliarde de la investiții. La 2 miliarde de euro investiții, 2 miliarde înseamnă foarte puțin comparativ dacă este în luăm, nu știu, anul trecut dacă, sau în 2000, deci comparăm, Ungaria a avut 10. Comparăm mere cu pere. Păi mere cu pere, păi România e mai decât Ungaria. Are importanță lucrul acesta. Noi suntem mărul. Deci, nu, putem să fim și para. Deci important este că România, la ora actuală, este un punct pe harta lumii.
Hai să mai vă dau alt exemplu. Eram de mult, domnule ministru. În această dimineață... De la Decebal. Stați domnul, în casa, eu sunt puțin Decebal, naționalist. Domne. Păi, dar un punct pe harta lumii domnul, suntem de mult. Un punct care să atragă bani, domne. Un punct care 2 miliarde considerați suficient, domnul ministru? Nu, e puțin, dar este mai mult decât acum un an. Este mai mult decât acum. Deci toate creșterile vor fi cu cel puțin 30-40% în fiecare an. Așa cum am spus și anul trecut, că vor crește cu 40% investițiile directe, într-adevăr, ele vor fi 2,5 miliarde anul acesta. Dar ce este important, vă spuneam? În această dimineață am deschis un seminar. Este pentru prima oară, repet, în 15 ani, când una dintre instituțiile financiare cele mai importante, care se cheamă Exim Bankul American, vine în România, unde adună 16 țări din regiune și spune, băi, fraților, noi credem că România este centrul regional pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Fiindcă de aici către Albania, Macedonia, Iugoslavia și așa mai departe vor porni foarte multe proiecte de infrastructură. Și fac în aceste două zile, 16-17, acest seminar cu 16 țări din jur, tocmai pentru ce? A spune oamenilor că la ora actuală, și nu o spun eu, repet, domnule, o spun cel mai dezvoltat stat din această lume, care se cheamă Statele Unite ale Americii. Spun că România la ora actuală este unul din cele mai atractive puncte de investiții din lumea aceasta. Și de aceea cred, repet, că România trebuie să rămână acest punct de atracție numai dacă, într-adevăr, Partidul Social Democrat împreună cu Partidul Umanist Român vor continua aceste politici, repet, sustenabile și credibile pe care le-a implementat în ultimii 4 ani. Cu siguranță, există o certitudine. Faptul că în anii următori România are nevoie de investiții masive, de investiții absolut mari, are nevoie de mari investitori care să vină să investească 100 de milioane de euro, mii de miliarde, fiindcă mii de miliarde, măcar 10-20 de miliarde bănuiesc că va avea nevoie România. Ultima întrebare, domnule ministru, cât va câștiga PSD-ul? Un pronostic. Domnul Mereșanu spunea că în Prahova au câștigat 60%. Sigur, eu nu vorbesc de Prahova, eu cred că la nivelul țării Partidul Social Democrat plus PUR va avea majoritatea în așa fel încât să poată să formeze guvernul. Domnul ministru. Nu, mi este foarte greu, nu vreau să fac pronosticuri. Fiind domn de cifre, sunt un om prudent. Asta vreau să vă zic. Fiind domn de cifre, sunt un tip prudent. Dar nu mă lansez. Care este o țintă realistă, ca din punctul noastră de vedere? Eu cred că cel puțin 35% între 35 și cât? Și 40? 30, sigur, este foarte largă marja. Dar aceasta pentru este... dumneavoastră, da, pentru... Oricum, am ferma convingere că Partidul Social Democrat va învinge... Am pus 37, 2004. Să știți, și dacă nu e data viitoare, o să stăm de vorbă. Eu vă mulțumesc pentru participarea aceasta, domnule ministru, vă doresc o seară plăcută. Aici punem în punct primei părți a emisiunii Proces Verbal Electoral. Ne vom revedea, dragi prieteni, câteva minute la cea de-a doua parte. Până atunci ne oprim pentru publicitate. În continuare, reduceri de 10% la mărcile Arctic, Whirlpool și Indesit. Rate la magazin prin Raiffeisen Bank. RAP, 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 numărul 1 în Prahova. Magazinele RAP, numărul 1 în Prahova. RAP, RAP, RAP. La evenimentele speciale din viața ta, vrei ca totul să fie deosebit. Decorațiunile cu baloane au de an și an farmecul lor. Calitate, profesionalism, modele inedite. Noi îți oferim baloane cu imaginație. Agenția Amit Marketing este capabilă să creeze și să producă o gamă variată de materiale. Eleganța fac din nou parte din viața ta. În Cucei cu gusturi rafinate s-a redeschis restaurantul Boulevard. Bucate alese, băuturi fine, servicii de clasă. Restaurantul Boulevard. Pentru cunoscători.
îl faci, agenția de turism Passion îți asigură transport zilnic cu autocarul, oriunde în Europa. Sau îți oferă biletele de avion, îți alegi orice destinație. Și Passion îți face rezervare pe loc. Nu plătești niciun leu mai mult decât la ghișeul companiei aeriene. Drum bun cu Passion! Libertatea mișcării în deplină siguranță. Cardul BCR Visa Electron. Ai cont în lei și cheltuiești în lei sau valută. Taxi Willys, eficiență, profesionalism și confort. Apelează 941 sau 0724-222-888. Cu noi vei ajunge la destinație cât ai clipi. Profesionalismul angajaților, autoturismele moderne și confortabile vă vor satisface pretențiile. Cu noi totul este mai sigur și mai comod. 7500 de lei pe kilometru. Apelează 941 și Taxi Willys va fi cu tine. PRM, Corneliu Vadim Tudor și candidații partidului său pentru Parlament s-au lansat în cursa electorală. În fața 4.000 de membri și simpatizanți ai partidului, liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, care candidează pentru a treia oară la funcția supremă a statului, și-a prezentat programul pe care îl va urma dacă românii îl vor desemna președinte al României. Am să rezum în 10 puncte principalele măsuri interne pe care le voi lua ca președinte al României. Să le intre în cap bine tuturora. Eu am dovedit că sunt singurul șef de partid care se ține cu adevărat de cuvânt. Când promit ceva, chiar fac. 1. În 48 de ore voi lichida mafia și îi voi băga la pușcărie în baza legii pe mari rechini care au devalizat țara. Doi, în 48 de ore, voi se